Onorată asistență, în calitate de moderator al acestei ședințe, constat prezența tuturor membrilor Comisiei de Doctorat. Din cei 7 membri ai Comisiei de Doctorat, 6 sunt prezenți în sală, un membru al Comisiei de Doctorat calitate de referent se află în legătură cu noi online și permiteți-mi să declar ședința noastră deschisă. Pentru început, voi prezenta pentru publicul larg componența Comisiei de Doctorat pentru examinarea tezei doctorantului Vasile Comendant și vă voi informa că această componentă acestei comisii a fost aprobată prin Ordinul Rectorului Academiei în data de 23 septembrie 2021 în următoare componență. Subsemnatul Sâmbotean Aurel, doctor, conferențiar universitar, președinte, domnul Solomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, referent oficial, domnul Moraru Victor, membru corespondent al Academiei de Știință Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, referent oficial, doamna Ploșniță Elena, doctor habilitat, conferențiar universitar, referent oficial, domnul Dulcki Ion, doctor conferențiar universitar, membru al comisiei, doamna Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar, membru al comisiei, și doamna Popovici Angela, doctor în istorie, conferențiar universitar, membru al comisiei. Prezența tuturor membrilor comisiei ne permite să procedem procedural la activitatea noastră de mai departe. Îmi permite să-l prezint pe domnul pretendent. Oi, mă scuzați, am uitat să deconectez. Domnul profesor. Da. S-a început ședința. Da, da. Acum am... Eu sunt conectat, dar nu am avut ce spune președintele și... Nu știu dacă particip real, dar sper că o să fie chestia asta, eu nu l-au pe... Tehnicianul nostru se ocupă de chestiile astea. Da, bine. Da, Alexei, vedeți, vă rog, legătura cu sunetul. Deci, continuăm prezentarea domnului pretendent la titlul de doctor în științe, se numește Vasile Comendant, absolventul școlii doctorale în științe administrative a Academiei de Administrare Publică și tema tezei este intitulată Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. La specialitatea 56302, organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, servicii publice. Vreau să vă comunic de asemenea că teza a fost elaborată sub conducerea domnului Ion Dulcki, doctor conferențiar universitar, și a fost îndrumată de echipa de îndrumători la teză în componența următoare: domnul Solomon Constantin, doamna Spătaru Tatiana și domnul Groza Andrei. Aceste fiind spuse în aspect introductiv, urmează să facem cunoștință cu dosarul de abilitare, de acreditare a domnului pretendent și în acest sens îi ofer cuvântul domnului conducător științific, care va exercita astăzi și funcțiile de secretar științific al ședinței noastre. Domnule profesor, vă rog.
Mulțumesc mult. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați participanți la ședința publică de susținere a tezei de doctor, permiteți dumneavoastră am să vă informez despre dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în științe administrative, domnul Vasile Comendant. Vreau să menționez că dosarul este întocmit conform regulamentului și conține în sine toate documentele prevăzute de acest regulament. Prezentul dumneavoastră am să vă dau citire doar la conținutul dosarului și în cazul în care au să apară careva întrebări de concretizare, de precizare, o să vă răspund la întrebările respective. Deci, în dosar este cerere pentru demararea procedurilor de susținere a tezei de doctorat, extrasul din ordinul rectorului cu privire la înmatricularea studentului, hotărârea Senatului cu privire la aprobarea temelor tezei de doctorat, extrasul din ordinul rectorului privind numirea membrilor comisiei de îndrumare, cererea o chestiune tehnică, studentului doctorant privind la schimbarea membrului comisiei de îndrumare, declarația studentului doctorant privind asumarea răspunderii cu privire la originalitatea tezei de doctorat și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, adeverința academică privind susținerea examenilor de doctorat în cadrul programului de pregătire avansată. Aici doar aș menționa că toate examenele susținute de doctorant pe nota 10. Lista lucrărilor științifice ale studentului doctorat în număr de 17 publicații științifice, participări la conferințe științifice în reviste naționale și internaționale, curriculum vitae, cererea studentului privind operarea unor concretizări la denumirea tezei de doctorat, hotărârea Senatului cu privire la redactarea temei tezei de doctorat, avizul conducătorului de doctorat la teza de doctorat, avizele membrilor comisiei de îndrumare la teza de doctorat, avizul comisiei de îndrumare asupra tezei de doctorat, procesul verbal numărul 1 din 30 iunie privind examinarea prealabilă a tezei de doctorat în ședința comisiei de îndrumare, lista obiecțiilor, sugestiilor și recomandărilor expuse în cadrul examinării tezei în ședința Comisiei de Îndrumare, cererea privind schimbarea unor modificări în titlul tezei, hotărârea Senatului privind examinarea cererii și operarea modificărilor, lista realizării obiecțiilor, sugestiilor și recomandărilor expuse în cadrul examinării tezei în ședința Comisiei de Îndrumare, informație privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Doctorat, ordinul cu privire la susținerea publică a tezei de doctorat, rezumatul tezei de doctor în științe administrative, în limba română și engleză, rezumatul, certificatul Universității de Stat de Cățiv și Sport, unde este centrul de verificare asupra similitudinilor privind constatarea lipsii de similitudini, raport sumar de evaluare cu privire la similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, deci în rezoluția cu privire la similitudini nu sunt atestate similitudini supra cerințelor stabilite de regulament. Procesul verbal al ședinței preliminare a Comisiei de Doctorat din 29 octombrie 2021, borderoul trimiterilor poștale înregistrate, prezentate la oficiul poștal, certificatul care atestă depunerea tezei de doctor în fondul Direcției Informare și Documentare a Bibliotecii Academiei de Administrare Publică, certificatul care atestă depunerea tezei de doctor în fondul Bibliotecii Științifice Andrei Lupan, confirmare de depunere a tezei de doctor la Biblioteca Națională din Republica Moldova, aviz la teza de doctor elaborat de doamna Elena Ploșniță,
doctor habilitat în științe istorice, conferențar universitar, referent, aviz la teza de doctor elaborat de domnul Constantin Solomon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, referent, aviz la teza de doctor elaborat de domnul Victor Moraru, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, referent, aviz la rezumatul tezei de doctor elaborat de doamna Elena Postică, doctor în științe istorice, director adjunct Patrimoniu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, recenzie la rezumatul tezei de doctor elaborat de doamna Valentina Ursu, doctor în științe istorice, conferențar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, aviz la rezumatul tezei de doctor elaborat de domnul Constantin Rusnac, doctor honoris causa, secretar general al Consiliului Național al Republicii Moldova, UNESCO, lista de prezență a membrilor comisiei de doctorat și a referenților oficiali, formular privind atribuirea. Asta e deja documente tehnice pe care noi le vom aproba după ședință. Da, da. Asta este toată informația vis-a-vis de consultul dosarului. Vă mulțumim, domn profesor. După cum vedem, este un dosar destul de consistent. Șai, domn Bogdan, șai? Șai, trebuie să vă gândiți și dumneavoastră la un așa dosar. Poftim, ce întrebări aveți la domnul profesor Dulcki cu referire la dosar? Eu am o precizare, dacă se poate. Ați numit de două ori acolo că s-a intervenit în denumirea și titlul tezei. Dacă puteți să precizați când și din ce cauză și în ce constă denumirea, schimbarea denumirii. Imediat. Ultima, că au fost două denumiri, acuși răsădureză ceva până le găsesc. Deci, am să mă refer la ultima denumire, da, care a fost, deci în titlul tezei a fost specificat rolul autorităților publice. La ședința Comisiei de Îndrumare, membru Comisiei de Îndrumare a sugerat că ar fi mai corect să vorbim despre administrației publice, fiindcă autoritățile sunt o noțiune mai largă. Și atunci, la solicitarea pretendentului, a fost examinat cererea în și reconfirmată la ședința reconfirmată Senatului. La ședința Senatului. Bine, vă mulțumesc. Deci o redactare tehnică. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu sunt. Atunci luăm act de dosar și eu cred că componența acestui dosar ne permite să procedem nemijlocit la examinarea tezei propriu-zise. Deci va urma cuvântul care îl vom oferi domnului pretendent. De câte minute aveți nevoie? Regulamentul prevede de la 20, 25 cel mult, dacă vă încadrați. Sper. Așa, vă rugăm. Deci cuvântul se oferă domnului Vasile Comendant pentru a prezenta rezultatele cercetării pe tema anunțată. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Permisiunea dumneavoastră am să vă prezint teza de doctor în științe administrative cu tema rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare patrimoniului cultural național. Am să încep prin a menționa că dinamica schimbărilor în viața social-politică și economică din Republica Moldova determină autoritățile administrației publice să-și perfecționeze mereu activitatea pentru a deveni mai competente, profesioniste și eficiente în prestarea serviciilor publice pentru cetățeni. Oferirea unor astfel de servicii se înfăptuiesc prin realizarea politicilor publice care au ca scop satisfacerea interesului general al cetățenilor în diferite domenii. Astfel, actualitatea temei noastre de cercetare derivă din multitudinea sferelor de activitate ale administrației publice în care dimensiunea protejării și valorificării patrimoniului cultural național reprezintă una din atribuțiile sale esențiale. De asemenea, derivă din necesitățile întreprinderii acțiunilor de îmbunătățire permanentă a activității administrației publice, care sunt stabilite atât de cerințele mediului social în care funcționează, cât și de evoluțiile de evoluția viziunilor științifice privind identificarea modalităților optime de eficientizare a activității acesteia. De asemenea, actualitatea temei mai rezultă și din complexitatea realizării politicilor culturale în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural național, din importanța dimensiunii patrimoniului cultural național redată în lucrările științifice ale cercetătorilor în diverse domenii.
Actualitatea și importanța temei de cercetare reiese și din politicile culturale prin evoluțiile sale teoretice, care prin evoluțiile sale teoretice determină trăsăturile specifice ale politicilor naționale de protejare și valorificare a patrimoniului cultural din Republica Moldova. Și, de asemenea, actualitatea temei vom menționa că rezultă și din necesitatea de a scoate în evidență atât rezultatele administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural, cât și din erorile admise, de autoritățile care realizează aceste politici. Scopul și obiectivele tezei. Scopul prezentei cercetări a constituit studierea și determinarea rolului autorităților administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național și identificarea metodelor de eficientizare a acestuia în contextul dezideratului de modernizare a administrației publice. Pentru realizarea scopului propus, au fost trasate următoarele obiective de cercetare. 1. Cercetarea abordărilor istoriografice prin referire la protejarea patrimoniului cultural. Determinarea cadrului teoretico-metodologic al politicilor publice de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, analiza în evoluție a cadrului național de elaborare a politicilor publice culturale privind patrimoniul cultural național și distingerea rezultatelor implementării acestor politici. Analiza comparativă a cadrului normativ al unor țări europene privind asigurarea de către autoritățile publice a executării prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural. Examinarea specificului organizării și implementării parteneriatului public-privat de către autoritățile administrației publice pentru salvgardarea și promovarea patrimoniului cultural național. Investigarea potențialului turistic prin aplicarea politicilor de patrimoniu cultural și determinarea bunilor practici ale administrației publice în aplicarea politicilor de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural național. Noutatea și originalitatea științifică a tezei constă în viziunea holistică de sinteză asupra rolului administrației publice în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național din Republica Moldova, dar și în optica nouă, prin prisma căreia au fost examinate lucrările de specialitate selectate pentru studiu și documentele de politici publice care sunt în corelație cu patrimoniul cultural. Caracterul inedit al tezii este asigurat de faptul că, pentru prima dată, în știința administrației autohtone, este evidențiat în calitate de un nou subiect de cercetare rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. A fost elaborat cadrul conceptual teoretic pentru realizarea investigațiilor, racordat la realitățile noi ale societății moldovenești. S-a efectuat o analiză amplă a documentelor de politici publice privind protejarea și valorificarea patrimoniului cultural în contextul reformelor din domeniul culturii și al acordului dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Moldova. A fost realizată o analiză comparativă a mecanismelor juridice de asigurare a executării prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural în 6 state europene. Realizarea sondajului sociologic în care s-au analizat particularitățile protejării și valorificării patrimoniului cultural național în scopul determinării problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale în această sferă și pentru a indica asupra metodelor de eficientizare a activității administrației publice în implementarea politicilor culturale în acest domeniu. A fost elaborat studiu de caz privind modalitatea valorificării patrimoniului cultural din satul Varința, raionul Anenii Noi. Sinteza cercetării, metodologiei cercetării. Voi menționa că bazele teoretico-metodologice ale lucrării au rezultat din scopul, obiectivele și sarcinile determinate pentru investigarea obiectului cercetării. Suportul de bază pentru studierea metodologiei de cercetare științifică au servit lucrările cercetătorilor străini și autohtoni în domeniul administrației publice, precum și ale experților în domeniul patrimoniului cultural, care prin studiile sale au contribuit la luarea de atitudine sau au determinat direct sau indirect autoritățile publice la realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. A fost aplicate metode teoretice și practice prin intermediul cărora a fost posibilă investigarea rolului administrației publice în realizarea politicilor de protejare a patrimoniului cultural național dintr-o perspectivă multi- și interdisciplinară. Metodologia a inclus teoriile cu care relaționează știința administrației
În acest sens, menționăm teoria decizii, teoria cunoașterii, teoria informației. În vederea realizării scopului și al obiectivelor tezii, a fost selectat instrumentariul de investigare bazat pe aplicarea principiilor metodologiei științei administrației. În acest scop au fost valorificate principiile științific, istorismului, obiectivității, raționalizării, umanismului și metodologic al determinismului. O atenție sporită a fost realizată, a fost atrasă la realizarea obiectivelor cercetării prin aplicarea metodelor de cercetare științifică. Nu am să, din lipsă de timp, nu am să menționez fiecare metodă în ce scop și la cine a folosit în parcursul elaborării acestui studiu, dar am să menționez că principiile și, metodele aplicate au fost în corelare cu știința administrației și obiectul de cercetare, adică patrimoniul cultural național. În cadrul analizelor desfășurate, am utilizat ca metode de cercetare metodele universal-filozofice, așa ca metoda structural-funcțională, metoda dialectică, metoda fenomenologică, metode general-științifice, cele a inducției-deducției, dar și metodele de cercetare complementare științei administrației, așa ca metoda observației, metoda de abordare comparativă, metoda sinergetică, statistică, metoda cercetării sociologice, a studiului de caz, metoda instituțională, metoda analizei site-urilor din mediul virtual. Cercetarea aspectelor metodologico-științifice au permis să concluzionăm că materialele ne-au ajutat să constatăm că complexitatea cadrului metodologic utilizat pe parcursul elaborării prezentului studiu, realizat la intersecția mai multor domenii științifice, asigură o dezvoltare multiaspectuală a argumentelor invocate. Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Semnificația teoretică a cercetării constă în aprofundarea cunoștințelor cu referire la instituția administrației publice și lucidarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor, elementelor structurale și condițiilor de raționalitate cu privire la patrimoniul cultural și al politicilor publice prin care se protejează și se valorifică acesta. Importanța specială pentru teoria administrației publice reprezintă argumentarea științifică a modalităților de eficientizare a mecanismului de elaborare și de implementare a politicilor publice în domeniul culturii din Republica Moldova în contextul modernizării acestor, precum și al principiilor descentralizării administrative. Valoarea aplicativă a lucrării se identifică în conținutul procesului de cercetare, în rezultatele analizei procesului de implementare a politicilor publice, de protejare a patrimoniului cultural, deficiențele de realizare și modalitățile de eficientizare acestora în contextul modernizării administrației publice. Astfel, teza completează gama lucrărilor științifice consacrate procesul de aplicare a politicilor publice, iar analizele înfăptuite pot servi drept reper pentru elaborări științifice noi în materia subiectelor abordate. Concluziile și recomandările propuse pot servi sugestii orientative administrației publice centrale la elaborarea pe viitor a documentelor de politici în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural național. Materialul teoretico-empiric poate servi drept suport cadrelor didactice la elaborarea cursurilor universitare, iar rezultatele cercetării pot fi utilizate în cadrul procesului de elaborare a politicilor publice de salvaguardare a patrimoniului cultural din Republica Moldova și în investigațiile ulterioare în domeniu. Problema științifică soluționată, importantă în domeniul administrației publice, constă în clarificarea misiunii prestatoare a autorităților administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. Fundamentarea științifică a atribuțiilor administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național au permis înaintarea unor recomandări cu privire la realizarea acestui deziderat, precum și a unor metode de eficientizare a funcționării sistemului administrativ în acest domeniu. Aprobarea rezultatelor științifice. Principalele teze și rezultate au fost ale investigațiilor științifice au fost expuse în comunicări științifice prezentate și discutate în cadrul a 9 conferințe și congrese internaționale și în cadrul a 8 publicații științifice din Republica Moldova, România și Ucraina. Menționând
publicațiile în reviste, am să fac referință la revista metodico-științifică trimestrială Administrarea Publică, revista științifică Moldoscopie, revista Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Academiei de Științe din Moldova, Institutului Integrării Europeană și Științe Politice, revista științifică Studiul Artelor și Culturologie, Istorie, Teorie și Practică, revista științifică Academus, revista Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa, precum și Journal of Legal Studies a Western University of Arad, România. Discuții privind aprobarea conținutului tezei de doctor s-au desfășurat în cadrul ședinței Comisiei de Îndrumare din data de 30 iunie 2021 și al ședinței preliminare a Comisiei de Doctorat din data de 29 octombrie curent, ambele științe fiind consemnate prin proces verbal. Conținutul capitolelor. În capitolul 1 al cercetării noastre se întreprinde o analiză complexă a patrimoniului cultural în raport cu istoriografia problematicii cercetate. În cadrul studiului au fost analizate conceptele de bază ale culturii, ale patrimoniului cultural și ale politicilor culturale cercetate prin prisma teoriilor contemporane, organismelor internaționale. De asemenea, noțiunilor menționate au fost analizate în publicațiile științifice ale cercetătorilor din țară și din străinătate. Analizând viziunile mai multor cercetători privind abordările conceptuale ale patrimoniului cultural, am venit cu o proprie definiție a patrimoniului cultural național. Totodată a fost studiat contribuția administrației publice centrale în vederea încadrării mai multor monumente de patrimoniu cultural în valorile culturale universale ale Organizației Mondiale UNESCO. De asemenea, a fost evidențiat și definit printr-o definiție proprie impactul acțiunilor administrației publice asupra monumentelor de patrimoniu cultural național. În cadrul acestui capitol este elaborată și argumentată metodologia de cercetare aplicată în lucrare. De asemenea, au fost investigate modalitățile de clasare și declasificare a bunurilor patrimoniul cultural național din țara noastră. Pe aspect de clasare am evidențiat unele probleme care țin de patrimoniul cultural mobil, astfel fiind evidențiat că până în prezent, deși avem lege care privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, nu avem un nomenclator național în care să fie stabilită valoarea pieselor de patrimoniu cultural național. Referitor la patrimoniul cultural imobil, autoritățile nu au adoptat încă o lege care să prevadă modalitatea clasării acestuia. Inițiativa administrației publice centrale de specialitate rămânând în fază de proiect legislativ în Parlament de mai mulți ani. De asemenea, sesizăm lipsa unui sistem informatic de gestionare și administrare a obiectului de patrimoniu cultural, astfel încât acesta fiind ar contribui la familiarizarea atât a cetățenilor cât și a autorităților publice interesate pentru realizarea anumitor investigații sau cercetări în teren. În concluzie, realizarea complexă în capitolul 1 a tezei a unei cercetări istoriografice a patrimoniului cultural național a permis scoaterea în evidență a conceptelor de bază privind definirea acestuia de către diversele categorii de cercetători, organisme internaționale, care în mare parte determină trendul noțiunilor politice care sunt luate în domeniul la nivel național. Cristalizarea valorilor culturale naționale și protejarea acestora prin politici elaborate de către autoritățile administrației publice centrale va permite țării noastre să determine autoritățile internaționale să coopereze și să încadreze patrimoniul nostru cultural în sistemul valorilor culturale universale. Capitolul 2 a fost consacrat studierii sistemului național de elaborare și implementare a politicilor de patrimoniu cultural și analizate minuțios documentele de politici publice, precum și documentele de politici culturale, în baza cărora au fost restaurate sau reconstruite de către autoritățile publice monumentele de arhitectură cu valoare de patrimoniu cultural național din Republica Moldova. În cadrul cercetării
se efectuează o analiză detaliată a rapoartelor anuale privind realizarea planului de acțiuni în vederea implementării strategiei de dezvoltare a culturii Cultura 2020 și a planului de acțiuni pe marginea acestuia. În contextul efectuării unei analize exhaustive a obiectivului general numărul 1, salvgardarea patrimoniului cultural național în toată diversitatea lui, din strategia menționată, a fost efectuată analiza SWOT. În același context au fost analizate mai multe programe naționale realizate de către autoritățile administrației publice în colaborare cu societatea civilă sau cu susținerea partenerilor străini de dezvoltare, prin care au fost restaurate mănăstirile Căpriana, Curt, Cetatea Soroca, Conacul Manubei, Biserica Dormirii Maicii Domnului din orașul Căușeni și altele. Este cercetată eficiența procesului de descentralizare pentru realizarea politicilor de patrimoniu cultural în Republica Moldova și practica unor state europene de ce ține de implementarea de implicare specialiștilor calificați în domeniu, dar și a înființării și funcționării în cadrul administrației publice locale a unor servicii publice calitative. A fost precizat rolul autonomiei locale, financiare și culturale pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural național. În compartimentul 3 al acestui capitol se efectuează o analiză comparativă a mecanismului de aplicare a sancțiunilor de către autoritățile competente ale unor state europene pentru încălcarea prevederilor de protejare a patrimoniului cultural cu elucidarea similitudinilor și diferențelor de legislație a cadrului legislativ penal și administrativ cel mai dur și cel mai blând al țărilor investigate. În cadrul investigațiilor am constatat că cel mai complex cadru normativ funcționează în Franța și Germania. De asemenea, am stabilit că unele pedepse introduse în actele normative ale țărilor a căror legislație a fost analizată, inclusiv și cele stabilite de legislația Republicii Moldova, nu corespund daunelor social periculoase aduse statului pentru comiterea acțiunilor de distrugere intenționată a obiectelor de patrimoniu cultural național. În concluzie, elaborarea și implementarea în Republica Moldova documentelor de politici publice culturale pe segmentul salvgardării patrimoniului cultural național ilustrează o interconexiune dintre administrațiile publice locale și administrația publică centrală și cu organismele internaționale de referință. Descentralizarea competențelor și a responsabilităților administrative, patrimoniale, culturale și financiare optimizează nivelul și calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor. Capitolul 3 al tezii, în capitolul 3 al tezii se analizează misiunea prestatoare a administrației publice în dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural național, cu elucidarea avantajelor și riscurilor pe care le suportă acesta. Sunt evidențiate unele proiecte de parteneriat public-privat realizate cu succes și acelor nereușite în domeniul patrimoniului cultural național. Se determină aportul administrației publice centrale și locale în procesul de valorificare a patrimoniului cultural prin aplicarea politicilor publice în domeniul turismului, dar și a contribuției industriei turismului pentru dezvoltarea economiei naționale și asigurarea unui turism sustenabil, indiferent de politicile de protejare a autorităților administrației publice în acest sector. Sub capitolul 3, denumit rolul autorităților administrației publice în identificarea și diseminarea bunilor practici de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural național, reflectă valoarea empirică a lucrării și are la bază realizarea sondajului sociologic și a studiului de caz la subiectul temei de studiu. Sondajul sociologic a evidențiat starea reală a lucrurilor în care se află obiectele de patrimoniu cultural din Republica Moldova, gradul de protejare acestora, nivelul de aplicare a politicilor publice culturale de către administrația publică locală, frecvența implicării administrației publice locale în activitățile de valorificare a patrimoniului cultural și altele. Ține de menționat că întrebările incluse în sondaj cuprind întregul spectru al subiectelor analizate în capitolele tezei. Rezultatele sondajului sociologic efectuat ne-au permis să constatăm că frecvența de implicare a cetățenilor în protejarea și promovarea obiectelor de patrimoniu cultural din localități este ocazională, doar la solicitările autorităților. Acest lucru se explică prin lipsa motivării cetățenilor de către autoritățile publice pentru a se implica în astfel de activități, a cunoștințelor insuficiente sau a indiferenții acestora față de importanța și valoarea istorică a monumentului de patrimoniu cultural național din localitățile de referință. Unele din aceste date le puteți vizualiza și pe ecran ale cercetării.
sociologi din teren. De asemenea, a fost realizat un studiu de caz prin care s-a cercetat monumentul regelui suedez Carol al XII-lea, din localitatea Varnița, raionul Anenei Noi. Rezultatele investigațiilor evidențind că edificiul reprezintă un fragment de istorie comună moldo-suedeză și reprezintă o valoare deosebită pentru ambele popoare. Reieșind din amploarea acestui loc și din faptul că monumentul reprezintă un sit istoric, am depus un demers argumentat către primăria localității Varnița pentru demararea procedurii de schimbare a titulaturii acestui loc istoric din muzeul Memorial Carol al XII-lea în situl istoric, tabăra regiului suedez Carol al XII-lea de la Varnița și efectuarea schimbărilor de rigoare în registrul monumentelor ocrotite de stat. Asta am considerat că rezolvarea acestei probleme va deveni un reper mai ușor de abordat în susținerea financiară a unor proiecte culturale și științifice și un loc vizitat de turiști pe viitor. În rezultat, propunerea cercetătorului a fost acceptată unanim de Consiliul Raional Varnița, iar administrația publică locală a remis o solicitare către Ministerul Culturii pentru examinarea propunerii vizate și a inițierii procedurilor de demarare de redenumire a locului istoric prin adoptarea unei hotărâri de guvern. Pe marginea acestui subiect, Ministerul Culturii urmează să adopte o decizie finală, iar despre rezultatele aprobate să anunțe autoritățile locale. În concluzie, considerăm că această propunere inovativă lansată de autor va aduce o plusvaloare sitului și va motiva autoritățile administrației publice locale pentru a depune eforturi necesare astfel încât monumentul să fie protejat atât pe plan național cât și internațional. Concluzii generale și recomandări. În rezultatul efectuării unei analize teoretico-empirice pe marginea subiectului analizat, am dedus următoarele concluzii. Problema protejării patrimoniului cultural din perspectiva activității administrației publice este actuală. Politicile naționale de protejare a patrimoniului cultural au un caracter fragmentar, iar acțiunile de implementare a acestora sunt inconsecvente și incomplete. Misiunea de implementare a politicilor de protejare a patrimoniului cultural le revine autorităților administrației publice, prin care se face conexiunea cu administrația publică centrală și organismele internaționale. Capacitatea administrativă limitată a autorităților administrației publice generează dificultăți în confruntarea cu provocările legate de implementarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. Atestăm existența în Republica Moldova unui sistem de sancțiuni juridice ineficient pentru faptele legate de protejarea patrimoniului cultural în comparație cu experiența altor state europene, așa ca Franța, Germania. Lipsește o viziune complexă asupra perspectivei de includerea obiectivelor de patrimoniu cultural în traseele turistice naționale. În baza concluziilor deduse, sunt înaintate următoarele recomandări raportate la cadrul legislativ normativ. Au fost elaborate recomandări referitoare la cadrul instituțional pentru Ministerul Culturii al Republicii Moldova, pentru Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, precum și pentru autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și noi vă mulțumim pentru această prezentare a rezultatelor științifice investigate de dumneavoastră la tema respectivă. Și v-ați încadrat în timpul pe care l-ați solicitat. Acum, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimată asistență, urmează o sesiune de întrebări-răspunsuri asupra prezentării făcute de domnul Vasile Comendant. Am vrea să vă întrebăm, domnule Comendant, sunt două modalități practicate în această sesiune de întrebări-răspunsuri. Prima, ca să răspundeți la fiecare întrebare adresată consecutiv,
sau este cea de-a doua, să înscrieți toate întrebările, după aceea aveți posibilitate de câteva minute să meditați asupra răspunsurilor. În timpul acesta noi avem de lucru, am în vedere comisia de doctorat, și ai și să răspundeți ulterior la toate întrebările. Alegerea vă aparține. Vă mulțumesc. Am să merg pe formula a doua. În vederea meditării asupra răspunsurilor. Bine, bine, atunci o să vă însemnați întrebările și rog membrii comisiei de doctorat și ai să adresăm întrebări pretendentului la titlul de doctor în științe administrative. Poftim! Sesiunea de întrebări-răspunsuri a început. Poftim! Eu. Poftim! Domn profesor Solomon. Iată, dumneavoastră, analizați lucrare și în detaliu, vreau să spun, în baza documentelor, argumentat și minuțios. Amintiți despre implicarea parteneriatului public-privat în valorificarea, salvgardarea, protejarea patrimoniului cultural național. Aveți vreun exemplu care poate servească pentru alte monumente așa la restaurarea lor, unde lucrurile în acest domeniu, parteneriat public-privat, s-au desfășurat destul de bine. Da, bine. Nu destul de bine, în orice caz. Ca o formă de colaborare, da. Da, vă mulțumim. Poftim. Încă întrebări? Trebuie să fie întrebări pentru că prezentarea a fost interesantă, ne-a provocat la câteva șai. Dați-l. Poftim, membrii. Da, doamna profesor, poftim. Mulțumim. Poftim, doamna Ploșniță, deci, doamna profesor. Eu vreau să fac o constatare la început și când mă trec la întrebare. Da, vă rog. Referitor la Varnița, ceea ce a spus domnul aspirant, domnul doctor. Comandant, da. Noi nu utilizăm acum această noțiune aspirantă, dar... Dar domnul lui aspiră. Da, el aspiră, este o noțiune în limba rusească și de limba franceză, așa că e posibil de utilizat. Deci această constatare se referă la Varnița. Vreau să zic, carul de loc s-a mișcat. La Ministerul Culturii se pregătește această hotărâre pentru guvern. Aceasta e prima. A doua întrebare se referă la statutul juridic. Mă interesează relația aceasta pe dimensiunea aceasta, deci administrația publică și patrimoniul. Deci cum o vedeți dumneavoastră? Pentru că ceea ce este astăzi nu contribuie la faptul celălalt ca administrația publică într-adevăr spătrund în această problemă. Mă refer la ce se referă la partea juridică. De cele mai multe ori administrația publică este foarte, foarte departe de acest lucru. Ceea ce duce și chiar și atunci când are loc acest parteneriat public, sunt foarte puține cazuri la acea Republica Moldova de parteneriat public referitor la patrimoniu, dar sunt încercări făcute din statele din afara Republicii Moldova, din Europa,
care sunt de acord să facă acest parteneriat anume cu pe baza relației administrației public patrimoniu și totdeauna să loveze problema aceasta legislativă. Care este, cum credeți noastră că ar putea fi rezolvată ea? Că atât mai mult, că nu avem o legislație concludente când vorbim de monumente istorice. Dacă avem la patrimoniu mobil, foarte bine stăm cu legislația, la patrimoniu imobil și nu se prea vede orizontul când se va rezolva problema. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim, doamn profesor, pentru întrebare. Dacă ar fi să, nu să completez, dar să, într-un fel, să continui gândul dumneavoastră, iată, ați adus un argument în plus a actualității acestei teze, rolul administrației publice în soluționarea acestor probleme. Și poftim, doamnă Tatiana Spătaru, doamn profesor, poftim. Înseamnă, da? Așa. Domnul președinte, da, vă auzim și cu plăcere, vă oferim cuvântul. Dar dați-mi voi să vă salut pe toți, eu îmi pare rău că nu sunt în sală, dar... Noi vă simțim prezența, poftim întrebări. Zic în această circunstanță că acum merg la audiere publici, sunt conectat la rugările la computer și urmăresc totodată și la audiere publice. Dar în privința subiectului discutat, am doar o întrebări, așa că mai multe, dar mai multe sunt două. Iată, în pagina 76, dumneavoastră acordați atenție programului Europa Creativă și menționați că pe domeniul patrimoniului cultural Republica Moldova încă nu are, ce spune aici, încă nu are aplicări. Chiar așa să fie un program atât de important și Republica Moldova nu are participare. Vă referiți la Europa Creativă? Da. În pagina 76, iată această afirmație că Republica Moldova încă nu are aplicare, așa că să ne explice punctul lui de vedere. Și a doua întrebare tot ține de o afirmație a doctorandului care spune, în pagina 29, citesc, primii pași de încadrarea bunurilor cu valoare culturală deosebită în sistemul valorilor universale au fost întreprinși de autoritățile naționale la începutul anilor 90 secolului 20. Eu îmi adresez întrebarea, dar până la începutul anilor 90 nu a existat în Republica Moldova patrimoniu, fie și în componența spațiului sovietic, da. Patrimoniu, anumite politici, anumite inițiative care au fost fie cu succes, fie eșuate, dar au fost totuși. Iată la aceste două întrebări, vă rog să vă spuneți. Da. Vă mulțumim, domn profesor, vă mulțumim frumos. Așa, dacă îmi permiteți să-mi adresez și eu două întrebări. Prima întrebare. Dumneavoastră, deci reieșind din titlul tezei, administrația publică își exercită rolul în două dimensiuni. Deci prima e realizarea politicilor de protejare a patrimoniului cultural și a doua, realizarea politicilor de valorizare a patrimoniului cultural. În denumirea capitolului 3 găsim încă o noțiune, revitalizarea patrimoniului cultural. În subcapitolul 3.3, ca denumire, se mai folosește noțiunea de salvgardare a patrimoniului cultural. În aceasta este foarte bine că folosiți mai mulți termeni. Și întrebarea mea constă în următoarele. Care sunt raporturile de conținut al acestor noțiuni?
din perspectiva cercetării dumneavoastră, pentru că în dicționare ele pot fi diferite, dar iată, din perspectiva cercetării dumneavoastră. Și în ce constă semnificația lor definitorii din perspectiva comunului și deosebirilor dintre ele, dacă sunt aceste lucruri comune și deosebiri. Și a doua întrebare. Aveți formulat un scop foarte bine definit, care are două componente. Pe de o parte, să determinați rolul autorităților publice în domeniul respectiv, și a doua parte a scopului dumneavoastră este numai puțin important, să identificați metodele de eficientizare a acestui rol. Întrebarea mea constă, ce metode ați identificat de eficientizare a rolului autorităților administrației publice? Și aceasta va fi o continuare și a întrebării doamnei profesor Loșniță. Și în ce măsură aceste metode se înscriu în dezideratul de modernizare a administrației publice, așa cum dumneavoastră fixați în teză? Iată aceste întrebări. Dacă la personalul prezent în sală mai sunt întrebări, aveți tot dreptul să o faceți. Poftim! Domnul Bogdan? Da. Deci vă prezentați, vă rog, ca să vă cunoască... Domnul Vasile Curnea, sunt doctorat pe data 3, deci pentru viitor aspirant pentru titlul de doctor. Întrebarea se pune având în vedere faptul că patrimoniul cultural este de importanță deosebită, pentru că prin el, practic, noi ne identificăm ca și națiunile de acolo, fiecare stat de parte. Aș vrea să întreb dacă în gestarea politicilor de personal, de patrimoniu cultural, există o similitudine de politici ce privește statele Uniunii Europene și aici mă refer cu România. Dacă există o similitudine de politici privind protejarea acestui patrimoniu, pentru că este o importanță foarte mare, gândesc-vă în determinarea noastră și nație. Da, bine, vă mulțumim. Mulțumesc. Eu cred că încheiem cu adresarea întrebărilor. Și o să vă rugăm să luați loc, să meditați asupra răspunsurilor la aceste întrebări. Vă vom invita atunci când va veni rândul. Iar noi mergem mai departe. Mulțumesc pentru întrebări. Susținerea prealabilă a avut loc în cadrul Comisiei de Îndrumare, și care a elaborat un aviz și a luat la evidență niște obiecții care au fost expuse de către membrii Comisiei de Îndrumare. În afară de aceasta, am văzut din prezentarea domnului conducător și secretar științific al ședinței noastre, domn profesor Dulski, că au fost primite 3 avize la rezumatul științific, cei ce consemnează că au manifestat interes instituțiile la care a fost trimis acest rezumat pentru temă, eu știu, și au reacționat, asta e foarte bine. Deci urmează ca domnul Dulski să ne facă cunoștință cu avizul Comisiei de Îndrumare și, desigur, și cu conținutul foarte succint al acelor avize primite de la instituțiile respective. Vă rugăm! Da, mulțumesc, stimați participanți la această tinere publică cu avizul e mai simplu. Cred că am să pregătesc și avizele, dar mă apropii după aceea, avizele de sine. Poftim, de unde vă este mai comod, da. Totuși este o ședință publică și ne vine să ne prezentăm. Deci, stimați membrii Comisiei de Doctorat, îmi permiteți să dau citire avizului Comisiei de Îndrumare din 30 iunie
curent asupra tezei de doctorat cu tema rolul autorităților publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, autor, studentul doctorant, comendant Vasile, conducător științific Dulschiu, și mai departe. În rezultatul examinării tezei de doctor în științe administrative cu tema rolul autorităților publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, prezentate de domnul comendant Vasile, a discuțiilor privind gradul de corespundere a rezultatelor cercetării științifice, rigorilor stabilite de cadrul științific și metodologic, noutatea și originalitatea lucrării, fundamentarea teoretico-metodologică a lucrării, relevanța științifică a rezultatelor investigației, stilul de exprimare și tehnoredactarea tezei, respectarea normelor de etică și deontologie în cercetarea științifică, aprobarea rezultatelor științifice obținute în cadrul forurilor și edițiilor de specialitate, Comisia de Îndrumare constată că autorul a demonstrat că problema abordată în teza de doctor este actuală și prezintă un interes atât teoretic cât și aplicativ pentru domeniul situației și practicii administrației publice. Autorul a studiat și a constatat că în literatura de specialitate fenomenul studiat se regăsește în mai multe publicații din țară și de peste hotare, dar acesta este mai puțin abordat din perspectiva relațiilor de cauzalitate determinate de activitatea administrației publice. Autorul a formulat clar și logic scopul și obiectivele investigației științifice, a identificat metodele și tehnicile de cercetare și le-a aplicat în practică. Autorul a studiat publicațiile științifice și cadrul de reglementare consacrate fenomenului studiat, a realizat cercetări empirice, a formulat concluzii și recomandări asupra problemei investigate. Structura tezei, materialele teoretice și empirice utilizate sunt pertinente și satisfac rigorile unei investigații științifice de acest gen. Rezultatele investigației sunt formulate clar, relevante și răspund exigențelor unei lucrări științifice de acest gen. Autorul a realizat descriere bibliografică conform prevederilor regulamentare. Autorul a respectat toate rigorile normelor de etică și deontologie în cercetarea științifică. Autorul a prezentat teza de doctor în ședința publică a Comisiei de Îndrumare cu respectarea rigorilor stabilite în regulamentele naționale și internaționale privind examinarea și susținerea tezelor de doctor în științe. Autorul a formulat răspunsuri și a oferit explicații complete și argumentate la toate întrebările și subiectele adresate de către participanți la examinarea tezei. Principalele teze și rezultate ale investigației științifice s-au regăsit în comunicatele prezentate și discutate în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale. Domnul profesor, dacă au fost poate unele sugestii, deci, să le expuneți, treci la sugestii. Sugestiile, într-adevăr, au fost expuse de către profesori. Deci s-a pronunțat asupra, că deja eram în fața lor, s-a pronunțat asupra conținutului tezei domnul îndrumător, doctor conferențar universitar Groza Andrei, care a și sugerat redactarea titlului tezei din autorităților în administrație publice, fapt despre care deja am vorbit. Da. De asemenea, s-a pronunțat asupra tezei și doamna îndrumător Spătaru Tatiana, care a sugerat în introducere la compartimentul actualitatea temei de cercetare de grupat autorii după concepte cronologic, după arealuri geografice, astfel încât să fie o consecutivitate pentru înțelegere cum s-au dezvoltat conceptele. De asemenea, s-a pronunțat și domnul profesor Constantin Solomon, care a sugerat că concluziile trebuie să fie reduse la număr și în plus să se facă referință la propriile publicații.
a sugerat să se, da, să se reducă și numărul de recomandări. A fost și o sugestie din partea doamnei profesor Popovici Angela, care a sugerat ca la scop să se indice în loc de realizarea politicilor publice, elaborarea și implementarea acestora. Au fost sugerate ca în ipoteza de bază a lucrării să se modifice sintagma sporirea barometrului de dezvoltare economică a țării prin sintagma creșterea nivelului de dezvoltare economică a țării. De asemenea, s-a pronunțat și domnul profesor Victor Saca, care a venit cu unele formulări sub aspect metodologic. De exemplu, a vorbit despre într-o nouă formă de conținut abordări istoriografice privind impactul autorităților publice asupra patrimoniului cultural național și, de asemenea, și la capitolul 1, paragraful 1, cu o nouă definiție a impactului administrației publice asupra patrimoniului cultural național. S-a mai pronunțat și doamna Zelinski Angela, domnul Nistor Grozavu, domn prorector, care au venit cu unele sugestii de unele reformulări și de, și de abordări. La doamna Zelinski a fost propusă utilizarea sintagmei viziune holistică și domnul profesor Grozavu, protejarea și valorificarea patrimoniului național nu trebuie să fie grafic, dar diagramă, deci faptele care au fost luate în considerație. Deci toate aceste sugestii și obiecții au fost sistematizate, examinate și, nu, stau să ne informeze deja. Și deja despre cum da. Au fost luate în calcul. Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Deci vedem rolul, rolul comisiei de îndrumare a fost destul de considerabil, așa, a dat și aprecieri, a formulat și unele sugestii, chiar și obiecții, ceea ce cred eu că a contribuit la îmbunătățirea tezei. Și întrucât au venit pe adresa comisiei noastre și trei le-au numit diferit, avize, recenzii, la se numește recenzii, restul da, avize. La rezumat, ne-ar fi interesant doar ce, da. Ce idei, ce i-au impus, ce le-a plăcut în această teză. Și dacă sunt și obiecții, numai decât le expuneți. Vă rog. Este, am zis că este avizul semnat de doamna director adjunct patrimoniu al Muzeul Național de Istoria Moldovei, doamna Elena Postică, care apreciază pozitiv teza domnului comendant, în special dumneavoastră menționează că prezintă un interes științific veritabil, atât pentru științele administrative, cât și pentru implementarea practică. Lucrarea poate servi un reper important de elaborare a unor programe, cursuri, discipline noi, în scopul asigurării unui proces educațional eficient în învățământul superior. Rezumatul tezei de doctor în științe administrative, domnul comendant, corespunde conținutului tezei și rigorilor. Deci, în fond, aprecierea este una pozitivă, favorabilă și este recomandată pentru spre susținere și aprobare. Deci, este un aviz. Al doilea aviz. Esența, la fel, este una pozitivă, este semnat, doar ultimul alineat am să-l citesc, semnat de doamna Valentina Ursu, doctor în istorie, conferențiat universitar, șef catedră la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Catedra este de profil de istoria culturii și de aceea ea și teza dumneiei de doctor a fost în domeniul culturii, de aceea ne-am așa de redăsat la dumneiei. Dumneiei face așa o concluzie la sfârșit, că se impune firesc că rezumatul tezei de doctor în științe administrative cu titlul și de titlu corespunde într-o totul și pretendentul merită să se acorde titlul solicitat. Și al treilea aviz este unul voluminos, eu doar am să patru pagini. UNESCO, UNESCO, da, scriu mai rar avizii da. De atâta...
Da. Eu vreau să vă zic, nu, sunt două pagini totuși aici, în două exemplare. Este semnat de deputatul om al culturii, artei, Constantin Rusnac, și vreau să vă zic că sub numele autorului sunt, dacă nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rânduri în care sunt enumerate titlurile dumnealui care le are. Deci, într-adevăr, noi ne interesează concluzia care a fost formulată. E laudabil faptul că autorul vine cu un șir de recomandări destinate cadrului legislativ normativ, Ministerului Culturii, și merită să se acorde titlul de doctor în științe administrative. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Deci accentuez, aceste avize au fost date la rezumatul tezei, nu la teză, la rezumatul tezei. Pentru că au fost expediate în adresa dumnealor acest rezumat. Dacă sunt întrebări la domnul profesor Dulski? Nu sunt. Vă mulțumim, domn profesor. Luați loc. Așa. Cam acesta a fost timpul domnului pretendent comendant pentru meditație. Acum vă oferim cuvântul dumneavoastră să răspundeți succint la întrebările care au fost adresate, și în partea a doua să răspundeți cum ați realizat obiecțiile de la Comisia de Îndrumare. Poftim! Citim întrebarea pentru început, cine a adresat-o, și răspundeți ca să fie pentru procesul, pentru stenograma noastră, claritate. Pentru a enunța corect întrebarea, în acest sens am să rog atunci să reitereze, pentru că eu mi-am notat esența principală. Esența, dumneavoastră tot așa mergeți pe esență. Dacă persoana care a adresat întrebarea va simți că este necesar să facă o precizare, o face. Da. Vă mulțumesc. În procesul examinării întrebărilor care mi-au fost adresate, vreau să aduc în atenția dumneavoastră, rând pe rând, care, în opinia mea, sunt răspunsuri la acestea. Referindu-ne la exemplele, menționarea unor proiecte de parteneriat public-privat care au fost implementate în Republica Moldova în această perioadă, și care s-au soldat cu succes, vreau să vă spun că, spre regret, marea majoritate a parteneriatelor publice și private care au fost inițiate în acest domeniu și în această perioadă nu s-au soldat cu succes, având diferite motive. Dar totuși avem și, dacă ne referim la cele de succes, am să menționez parteneriatul public-privat privind restaurarea Bisericii Sfântului Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost tramutată în Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Acest monument a fost din temelie reconstruit, restaurat, în acest sens, având loc și acest parteneriat public-privat. Adică avem exemple. Mai avem și Biserica din Lemn din satul Gârbova, raionul Ocnița, unde, la fel, prin implicarea și a comunității, dar și a partenerilor privați, a fost posibilă, la fel, strămutarea în Muzeul de Istorie, Muzeul Satului, da, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, și astăzi, la moment, o avem practic restaurată în totalitate. Am să menționez recent, a fost dat
mediatizat în mass media proiectele de reconstrucție a cetății Soroca, a cetății Pighina, cer scuze, cetatea Soroca a fost în 2016 reconstruită, a cetății Pighina prin intermediul PNUD Moldova și a circului din municipiul Chișinău, care urmează lucrările care urmează să demareze în primăvara anului 2022. Domn profesor? Da. Sunteți satisfăcut de răspuns? Da, eu sunt mulțumit. Treceți mai departe, la celălalt. Succint. Da. În ce măsură obiectivele, scopul și obiectivele din teză privind patrimoniul cultural național corelează cu obiectivele culturale ale Uniunii Europene. Aceasta. Ale politicilor naționale, da. Vreau să aduc în atenție că în acordul de asociere, la articolul 99, litera C, sunt menționate, acuși, ca să dau... Vreau să fac referință la două articole, deci care, dacă ne referim de modernizarea administrației publice, acesta, în acordul de asociere, spune că autoritățile administrației publice trebuie să creeze un sistem de digitalizare a sistemului de patrimoniu cultural național în țara noastră. De aceea această prevedere corelează și cu politicile noastre de patrimoniu cultural național. La fel, referindu-l la aspectul de modernizare a activității administrației publice, vom menționa articolul 104 al acordului, prin care cooperarea la nivelul de bază se face pe principiul respectării integrității și intereselor comunităților locale, în special în zonele rurale, de importanță a patrimoniului cultural, precum și a interacțiunii pozitive între turism și protecția mediului. Deci aceste prevederi care sunt în acordul de asociere sunt transpuse și în politicile culturale naționale. De exemplu, au fost vizate și în strategia de dezvoltare a culturii, Cultura 2020. A doua întrebare a dumneavoastră a fost în ce măsură schimbarea titulaturii va îmbunătăți și va pune în valoare monumentul, protejarea monumentului Carol al XII-lea din localitatea Varnița, raionul Lăninii Noi. Schimbarea titulaturii sitului istoric, în primul rând, din muzeu în sit, automat îi creștere valoarea însuși a protejării acestui monument, respectiv autoritățile sunt determinate să ia măsuri mult mai riguroase pentru protejarea acestuia. Respectiv, așa cum am menționat, odată cu schimbarea titulaturii acestui sit istoric, vor fi posibile mai ușor de accesat proiecte de dezvoltare, adică fonduri, pentru restaurarea și dezvoltarea acestui sit istoric și, în consecință, va crește fluxul de turiști, pentru că va crește
interesul cetățenilor, atât din țara noastră, cât și a celor stăriri, față de acest sit istoric. Succint. Succint. La întrebarea doamnei profesor universitar Ploșniță, Elena, statutul juridic, cum ar în viziunea noastră statutul juridic al sitului, statutul juridic, da, ar putea rezolva problema implicării unor alte state în procesele de protejare și procesul de restaurare a patrimoniului cultural, a obiectelor de patrimoniu cultural. Considerăm că autoritățile administrației publice din Republica Moldova ar putea merge pe formula unor, dat fiind faptul dacă astăzi legislația Republicii Moldova într-o măsură pune în dificultate alți parteneri străini ca să aplice și să contribuie din punct de vedere juridic, pune în dificultate conform procedurilor a participat la procesul de reconstruire a obiectelor de patrimoniu cultural, atunci autoritățile noastre ar putea aplica formula unor parteneriate public-private mixte, unde atât partenerii autoritățile noastre, cât și aceia din Uniunea Europeană, partenerii privați din Uniunea Europeană ar putea coopera în acest sens. Sau implicarea unor organizații non-guvernamentale din străinătate, care nu neapărat și prin definiție, de fapt, nu au ca scop obținerea unui profit, dar au ca scop promovarea în plan intern a țării sau chiar și la nivel internațional a unor obiecte de patrimoniu cultural. Deci aceasta este în viziunea mea. Așa. Referitor la Europa Creativă. Deci, la programul de menționat în teză, unde a fost menționat că până în prezent, prin acest program nu au fost aplicate proiecte. Deci, anume, alt fel de proiecte prin aceasta au fost, dar la momentul cercetării noastre, nu am identificat proiecte pe domeniul protejării patrimoniului cultural național. Asta nu înseamnă că prin intermediul acestui program nu au fost aplicate proiecte în alte domenii. Referitor tot la întrebarea domnului vicepreședinte Academiei de Științe, domnul Moraru, referitor la specificat la pagina 29, că primii pași Republica Moldova i-a întreprins după în domeniul aplicării politicilor de protejare a patrimoniului cultural după anul 1991, vreau să menționez că area cercetării noastre a constituit statul Republica Moldova și în parcursul elaborării acestei cercetări am făcut referință doar la Republica Moldova ca în momentul devenirii stat independent, suveran și indivizibil. Sunt de acord că și înainte de 1999 noi am avut
documente de politici culturale. Am avut și monumente care, de fapt, care astăzi sunt înscrise în valorile patrimoniului cultural UNESCO, așa ca Arcul Geodezic Struga, care este un monument care datează înainte ca Republica Moldova să fie format ca stat. De aceea am și făcut remarca aceasta referindu-mă direct la Republica Moldova, nu și alte perioade de investigare. Așa. Referitor la dacă constatăm diferențe, care sunt diferențele și similitudinile între cuvintele de revitalizare cu protejare și salvgardare. Deci vreau să vă spun că în noțiunea din cele cercetate de noi pe parcursul perioadei, în noțiunea de protejare intră mai multe concepte, atât cât revitalizarea, cât conservarea monumentelor și alte, și alte noțiuni care țin de toate în esență țin de protejarea patrimoniului cultural. De aceea, dacă am folosit noțiunea de revitalizare a patrimoniului cultural, această noțiune derivă tot din sintagma cuvântului de protejare a patrimoniului cultural. Iar asemănarea, constatăm practic o asemănare între cuvintele, ca sinonime, între cuvintele de protejare și salvgardare a patrimoniului cultural. În linii mari constatăm aceste asemănări. Discrepanțe în folosirea sau neconcordanțe, diferențe, nu atestăm. Vreau să rog, dar dacă protejăm, mai avem nevoie de salvgardare? Sau iată aceste noțiuni, din punct de vedere științific. Și iată, nu protejăm. Vine salvgardarea, necesitatea. Sau protejăm bine. Salvgardarea poate fi fără protejare. Întrebarea e la domnul pretendent. Da, polemizăm puțin iată în această... Da, dacă, în folosirea termenilor în teza dumneavoastră de cercetare. În general, procesele de salvgardare a patrimoniului cultural pot fi aplicate fără o protejare direct a acestor monumente. De aceea, în conținutul tezei pe care am elaborat-o, venim cu formularea expresiei de protejare și valorificare, adică sau salvgardare și valorificare. Acestea fiind introduse sau menționate în comun, reiese că nu pot fi divizate, adică procesele, dacă deci toate vorbim, luate împreună, ele ar forma un proces complex. Mulțumesc. Detaliul n-ar constitui cel puțin subiectul nostru de cercetare. Bine, foarte bine. Mai departe. Așa. Două întrebări. Da. Identificarea metodelor de eficientizare.
a rolului autorităților administrației publice în dezideratul de modernizare. Eficientizarea procesului de protejare și valorificare a patrimoniului cultural este aplicată prin derivă din mai multe componente ale unui proces amplu care în consecință duce la aceea ca patrimoniul nostru cultural să devină mult mai cunoscut, mult mai protejat și promovat în plan intern cât și plan extern. Metodele aplicate de autoritățile administrației publice în acest sens tocmai contribuie la aceasta, iar eficientizarea acestor procese în mare parte se datorează nu doar autorității publice centrale de specialitate, dar se datorează sau trebuie în aceste procese să implice administrația mai intensă, administrația publică locală, iar implicarea administrației publice locale poate face ridica gradul de eficientizare a măsurilor și a rezultatelor obținute. Bine, în aceste. Mulțumesc. Și la întrebarea domnului Bogdan, dacă foarte succint. La întrebarea domnului Bogdan, referitor la dacă avem în Republica Moldova unele asemănări pe domeniul politicilor culturale naționale cu cele din România. În Republica, în general, politicile culturale le putem cataloga așa ca politici culturale paternaliste, politici culturale participative, intervenționiste și antreprenoriale. În Republica Moldova avem mai mult caracteristic politicile culturale paternaliste. În România, ca și în majoritatea țărilor Uniunii Europene, de fapt România mai recent, dar deja a trecut la aplicarea politicilor culturale participative. În acest sens, autoritățile Republicii Moldova ar fi bine dacă ar urma nu numai exemplul României, dar și exemplul celorlalte țări, prin care autoritățile publice să instruiască au funcționarii publici să contribuie la ridicarea nivelului de pregătire acestora, dar și respectiv prin implicarea societății în respectarea, în protejarea obiectelor de patrimoniu cultural național. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru răspunsurile desfășurate, argumentate la subiect. Și acum, dacă, ca să nu vă mai rugăm o dată, foarte succint la acele sugestii și obiecții care au fost expuse de către Comisia de Îndrumare. Și am înțeles că o bună parte din ele au fost... Așa, se lua. S-a ținut cont, dar trebuie să trecem ca... Dacă ceva nu s-a ținut cont, cei ce e absolut firesc, aduceți argumentul. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, urmarea evaluării tezei de doctor cu titlul Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, realizat în cadrul ședinței Comisiei de Îndrumare, cu participarea șefului școlii doctorale și a unor membri ai Catedrei Administrare Publică din data de 30 iunie curent, au fost expuse unele obiecții, sugestii și recomandări în vederea îmbunătățirii lucrării. Astfel, în urma examinării sugestiilor și recomandărilor la teză, au fost realizate următoarele modificări. Din aspect structural,
a fost reformulat paragraful 1 din capitolul 1 al lucrării. Paragraful 1.2 al capitolului 2 a fost completat prin realizarea analizei SWOT pentru a evidenția punctele forte și vulnerabilitățile interne și externe care au pus în dificultate autoritățile administrației publice să realizeze obiectivul numărul 1 al strategiei naționale de dezvoltare a culturii, Cultura 2020. Paragraful 3 din capitolul 3 a fost completat prin reglementarea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică. Concluziile generale și recomandările au fost refăcute, iar numărul lor a fost redus. Totodată au fost indicate autoritățile cărora li se atribuie recomandările și ce urmează acestea să întreprindă pentru redresarea situației în domeniul investigat. În aspect conceptual, au fost modificate sau înlocuite unele cuvinte, sintagme și expresii din teză. Totodată a fost explicată în teză că sintagma realizarea politicilor de patrimoniu cultural poartă o dublă conotație, prin care se înglobează ambele concepte ale ciclului de politici publice, atât cel de elaborare, cât și de implementare a acestora. În introducere și la compartimentul gradul de cercetare a temei, autorii au fost regrupați prin a se specifica cadrul cronologic și arealul geografic al acestora. În paragraful 1 din capitolul 1 au fost dezvoltate conceptele de definire a patrimoniului cultural în care autorii europeni și nord-americani. A fost definit impactul administrației publice asupra patrimoniului cultural național. A fost elaborată diagrama 6 din paragraful 3 al capitolului 3 inițial purtând forma unei prezentări grafice. Acestea au fost... Bine, vă mulțumim pentru această informație. Eu am înțeles pentru mine un lucru bun, că Comisia de Îndrumare și are rostul ei și aia a contribuit la îmbunătățirea tezei. Reușim din informația dumneavoastră. Semnificativ. Semnificativ. Așa că îi mulțumim și Comisiei de Îndrumare și aia pentru avizul prezentat și pentru aportul adus la definitivarea tezei. Dacă aveți întrebări la pretendent, poftim. Luați loc, vă mulțumim. Stimată asistență, urmează să ascultăm opiniile conducătorului științific referitor la calitățile personale, profesionale ale studentului doctorant și la atmosfera, la modul de conlucrare pe perioada celor 4 ani de studii și 2 ani de grație. Da, mulțumesc mult. Într-adevăr, este un eveniment remarcabil, în primul rând pentru doctorand, pentru Academia de Administrare Publică, pentru școala doctorală și pentru mine, deoarece domnul Vasile Comentant este primul doctorand cu care am reușit să realizăm integral programul de studii la școala doctorală, să realizăm acest proiect de cercetare și să ne prezentăm în fața Comisiei pentru susținere. Vreau să remarc că nu l-am cunoscut pe domnul comendant până în momentul când a fost admis la studiile doctorare și a ales tema de cercetare pe care am propus-o. Tema de cercetare care a fost propusă înaintată de mine la concursul de granturi, probabil a fost intuit din perspectiva percepției mele în calitate de cercetător a acelor probleme care există în societate și am identificat această dimensiune ca o problemă, ca un obiect de cercetare. Și faptul că domnul comendant, venind, să zicem așa, puțin pe altă dimensiune la această problemă, a avut capacitatea de a o percepe și de a-și asuma curajul pentru a o cerceta. Pentru că una este când lucrezi în domeniul respectiv, alta este când vii puțin de pe altă dimensiune. Dar faptul că dumnealui a realizat această cercetare este un lucru salutabil. Eu aș menționa aici că, și acum fac această mențiune pentru tot ce prezenți aici, în special pentru
cei care abia au început activitatea de doctorat, că activitatea de cercetare este o muncă intelectuală foarte și foarte grea, care necesită foarte mult efort, care solicită foarte mult spirit de organizare, foarte mult spirit de asiduitate, de perseverență, dar și de capacitate. Și toate acestea le-am observat la domnul comendant în procesul comunicării noastre și de lucru în comun al asupra tezei. Aș spune că pe parcursul activității eu am avut grija să găsesc suficient timp ca să răspund la apelurile domnului comendant de a discuta asupra tezei. Este un lucru foarte benefic pentru toți doctoranzii. Un doctorand bun este doctorandul care îl deranjează cât mai des pe conducător și nu invers. Din păcate, mai avem situații când conducătorii îi caută pe doctoranți, se întrebe cum le merg treburile. Nu am avut această problemă. Nu am avut-o pe motiv că... Trebuie foarte atent să găsești timpul când îl deranjez. Nu am avut această problemă din cauza că, în primul rând, am avut o comunicare foarte eficientă cu domnul Vasile și ne-am planificat activitățile într-așa o manieră că să știm ce avem de făcut, cum să facem și dacă și când este nevoie să vedem ce am făcut și ce mai avem de făcut în continuare. Deci, da, ne întâlneam, discutam și făceam mai departe. Și, deci, aceste calități am zis că au fost demonstrate, această comunicare am avut-o împreună și acum, în această ședință, noi vedem acel produs pe care l-a realizat doctorandul pe parcursul acestor 6 ani. Și eu aici nu pot să mă abțin înainte de a veni cu... Să vă știți, cu citatele, dar asta e un citat, o expresie care trebuie să ținem cont. Cu expresii din Evanghelia după Matei. Până acum citeam clasicii, acum citim Evanghelia, dar cred că este o multă înțelepciune în această expresie. De aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște. Deci, bine, vă mulțumim. Eu vă mulțumim. La etapa cred dată îl felicit. Eu cred că roadele obținute și ceea ce v-aș recomanda, cred că susțin și celălalt membru ai Comisiei de Doctorat, continuați această colaborare rodnică pe care ați avut-o pe parcursul studiilor. Da. Bine, stimată asistență, trecem la cea de-a doua componentă a ședinței noastre, și anume a dezbaterilor asupra tezei. Vor veni în primul rând cu cuvintele de dezbatere, de opinii, referenții oficiali, ulterior membrii Comisiei de Doctorat, dar și ceilalți prezenți care sunt, aveți tot dreptul să vă expuneți. Domnul academician Fir? Este? Domnul profesor Morarus, ne auziți? Așa, am vrut cu dumneavoastră. Bine, până îmbunătățim legătura Alexei cu domnul profesor Moraru, cine din ceilalți doi preferenți ar dori să intervină? Poftim. Mie mi-e oferiți. Da, poftim. Cuvânt are doamna doctor habilitat, conferențiar universitar, Moșniță Elena. Deci, un alt asistent, stimați colegi. Eu voi prezenta avizul la teza de doctor de știință administrativă
elaborată de Vasile Comendant cu tema Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național. Specialitate 56302, organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, servicii publice. Deci, fac o remarcă aici la titulatură și vreau să zic că noțiunea aceasta de protejare este foarte corect utilizată, pentru că dacă la începutul anilor 90, în Republica Moldova, când se discuta despre patrimoniu, noțiunea sau conotația aceasta a cuvântului protejare era de caracter juridic, astăzi, sub protejare, înțelegem și salvgardare, și ocrotire. Nu punem aici de cele mai multe ori, când vorbim despre reabilitare, când vorbim de revitalizare, sau când vorbim de restaurare. Deci, patrimoniul cultural este un factor important al identității, un element esențial al dezvoltării sociale-economice, o sursă de cunoaștere și de creație. În Convenția Cadru a Consiliului Europei pentru valoarea patrimoniului cultural pentru societate, cunoscută și ca Convenția Faro, patrimoniul este abordat ca, atât ca o resursă a dezvoltării umane, ca un mijloc de intensificare diversității culturale și a promovării dialogului intercultural, cât și ca model de dezvoltare socială și economică, bazat pe principiile utilizării durabile a resurselor. În strategia patrimoniului cultural european pentru secolul 21, aprobată în 2017, ea redefinește rolul patrimoniului cultural în viața societății, punând un accent apart pe rolul administrației publice a comunităților în valorificarea patrimoniului în scopul îmbunătățirii calității vieții. Astfel, cunoașterea și utilizarea patrimoniului devin parte a drepturilor omului de a participa la viața culturală a societății. Aceasta presupune protejare și valorificare și implicarea administrației publice în acest proces. În societatea contemporană este importantă problema păstrării valorilor, care asigură autoidentificarea și continuitatea în dezvoltarea personalității a omului. Trecerea de la utilizarea patrimoniului la valorificare este tendința dezvoltării socioeconomice contemporane. Valorificarea este un model universal de păstrare a moșteniei culturale și contribuie la coeziune, iar nivelul de valorificare a patrimoniului determină și gradul de dezvoltare a societății. Într-o societate deschisă, democratizarea presupune asumarea de responsabilități în ceea ce privește protejarea și valorificarea moștenirii culturale. Și în acest sens, un rol important revine administrației publice, pentru că patrimoniul este un bun neregenerabil, a cărei valorificare revine societății de ansamblu, inclusiv sferelor politicului, juridicului și administrativului. În consecință, apare nevoia de a cunoaște rolul celor implicați în acest proces complex. În Republica Moldova, la începutul secolului 21, a fost elaborat cadrul legislativ și creată structură instituțională pentru patrimoniul cultural. Dar valorificarea patrimoniului nu poate fi asumată doar de instituții specializate și de specialiști. Statul, prin administrația publică, trebuie să se implice în acest proces. Există o nevoie presantă de repoziționare a politicilor de patrimoniu, inclusiv este necesară o nouă abordare a rolului administrației publice. Astfel, cunoașterea și conceptualizarea problemelor de axa administrație publică, patrimoniu, protejare și valorificare, stabilirea rolului administrației publice în procesul de elaborare și aplicare a politicilor publice în domeniul patrimoniului, identificarea unor soluții practice, științifice, instituționale, elaborarea unor reglementări normative de eficientizare a acestui rol devine imperativă. În acest context, actualitatea și necesitatea lucrării, rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național devine o necesitate necondiționată și categorică. Teza de doctor a domnului Vasile Comendant vine să analizeze și să clarifice rolul administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor de protejare a moștenirii culturale și să identifice mecanisme
de modernizare acestuia și de racordare la principiile europene. Lucrarea examinată se prezintă ca un studiu integru, complet, întemeiat pe fundamentare teoretică vastă, fiind cercetate, analizate, utilizate diverse concepte și teorii cu privire la patrimoniu și administrație publică, utilizate reglementări normative, internaționale și naționale, materiale inedite și edite, materiale teoretice și cu analiză a practicii din domeniu. Studiul are un conținut temeinic, fiind scris la un alt nivel științific, iar problemele formulate, patrimoniul cultural, ca factor cheia în dialogul dintre culturi, a respectului pentru teorie, istorie și cultură națională, identitate și diversitate, ca factor puternic ce contribuie la dezvoltarea economică, ca resursă pentru domeniile educației, muncii, turismului, dezvoltării durabile și rolul administrației publice în acest proces, politice publice și contribuția administrației publice în procesul de protejare și valorificare a patrimoniului cultural, complexitatea realizării politicilor publice în domeniul patrimoniului și abordarea rezultatelor practice și obținute cu suportul administrației publice sunt tratate cu multă seriozitate. Problemele acestea, reprezentând o vastă materie științifică, practic neinvestigată până astăzi. Lucrarea fiind precedată de o introducere, este logic structurată în 3 capitole, conținând 12 paragrafe, 9 anexe. Expunerea este coerentă, concluzii formulate la sfârșitul fiecărui capitol provin în mod organic, din conținutul capitolului sunt întemeiate, clar exprimate și convingătoare. Teza reprezintă o valoare științifică aparte prin conținutul său. Autorul aduce pentru prima dată în atenția lumii științifice rolul administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul protejării și valorificării moștenirii culturale. Vaste cercetări și publicații privitoare la dimensiunea patrimoniu administrației publică sunt puține, atât în țara noastră cât și peste hotare. Nu există o lucrare dedicată administrației publice și rolul ei în protejarea patrimoniului. Astfel că noutatea și originalitatea științei ca investigații sunt incontestabile. Teza este o lucrare de originalitate științifică aparte. Autorul a propus și a dezvoltat o repoziționare a politicilor din domeniul patrimoniului cultural în centrul noii abordări, a reușit să se concentreze pe rolul administrației publice. Abordarea dintr-o paradigmă diferită pe care autorul urmărește prin structurarea acestei lucrări transformă analiza radială într-una circulară. Societate, patrimoniu, administrație publică, în care funcțiile și rolul celor implicați se susțin reciproc și se suprapun pe anumite segmente. Analiză fenomenul cercetat, aflat într-un proces continuu de evoluție, format din 3 părți inseparabile, societate, patrimoniu, administrație publică, este una inovativă. Este important să menționăm că autorul tezii, făcând o analiză a teoriilor și conceptelor de patrimoniu, formulează un concept nou privind noțiunea de patrimoniu și semnificația acestuia. Discutând diverse aspecte definitorii, în primul capitol, fundamente istoriografice și teoretico-metodologice de studierea contribuției administrației publice în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național, autorul și-a propus să delimiteze, din punct de vedere terminologic, conceptul de patrimoniu pentru a clarifica atât transformările care s-au petrecut de-a lungul timpului în abordare teoretică a noțiunilor de specialitate, cât și semnificația contemporană a noțiunii, lucru necesar și util înțelegerea de ansamblu a subiectului tratat. Autorul definește și expune conceptul multiaspectual al patrimoniului, luând în considerație diverse teorii și opinii prin moștenirea culturală, ca subiect al mai multor cercetări, în mod special din străinătate. Acest concept nou își va găsi o expunere argumentată în următoarele capitole ale lucrării. Autorul consideră că gestionarea viabilă a patrimoniului cultural și valorificarea lui eficientă reprezintă o opțiune strategică pentru secolul 21, nu numai pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Republica Moldova. Ignorarea rolului administrației publice în protejarea patrimoniului
poate duce la greșeli, pierderi, identificarea, sistematizarea, cercetarea, restaurarea și valorificarea moștenirii culturale. În ultimii ani s-a făcut mult în domeniu, inclusiv a fost creat cadrul legislativ, a fost reorganizată structura instituțională. S-a făcut mult în sectorul patrimonial, dar insuficient pentru a administra eficient bunurile culturale ce formează patrimoniul cultural național. Autorul vine cu idei noi, originale, în ceea ce privește rolul administrației publice în acest proces, propunând o nouă formulă de descentralizare a administrației locale, punând accent pe autonomia culturală și autonomia financiară, pe o nouă atitudine a administrației publice privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural. Aceste noi elemente sunt încadrate în capitolul 2 al lucrării. Începând cu anul 1991, statul Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru a crea structuri instituționale specializate pentru administrarea patrimoniului, pentru a închega un sistem legislativ de profil, pentru a crea anumite instrumente de utilizare a parteneriatului public-privat în domeniul patrimoniului. Statul și-a asumat anumite angajamente prin convenții internaționale referitoare la moștenirea culturală. Avem anumite succese în domeniul patrimoniului, dar consideră autorul că avem o abordare segmentară a patrimoniului și nu avem o strategie cu priorități concrete, cu activități și responsabilități serioase, iar patrimoniul până ce nu a fost definit ca prioritate națională și nu au fost create condițiile necesare ca administrația publică să joace un rol decisiv în protejarea și valorificarea patrimoniului. În ultimul capitol, valențe practice și de revitalizare și valorificarea patrimoniului, Vasile Comendant a încercat să construiască o perspectivă asupra domeniului relației patrimoniu, administrație publică, prin reflexia realizării dintr-un plan recent. Autorul a considerat relevant pentru a conferi dimensiunea prezentă a performanțelor atinse la nivel local, să fac cunoscute unele proiecte și programe elaborate cu sprijinul administrației locale și realizate cu suportul Uniunii Europene. Prin prisma invocării imparțiale merită apreciere, fermitatea autorului cu care tratează problemele. Valoarea practică a cercetării este una incontestabilă. Această valoare reiese din conținutul lucrării și din recomandările propuse de autor la nivel administrativ și instituțional. Rezultatul cercetării pot servi ca instrument științific-practic în elaborarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural. Valoarea practică a lucrării poate fi aplicată în sistemul educațional, instituind în curicula școlară o disciplină de patrimoniologie, iar în universități o nouă disciplină, patrimoniu și administrația publică. Calitatea metodologică a cercetării poate fi definită ca una excelentă. Lucrarea are un scop bine definit. Pentru prima dată, în cercetări din Republica Moldova, este abordat rolul administrației publice în procesul de elaborare și aplicare a politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural și sunt identificate metodele plauzibile de eficientizare a acestui proces. Scopul și obiectivele lucrării corelează cu principiile și provocările înaintate în Convenția Cadru a Consiliului Europei prin valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Convenția FARO, cu Strategia Patrimoniului Cultural European pentru secolul 21, cu Planul de Acțiune Uniunii Europeană Republica Moldova. În cercetarea sa, autorul s-a ghidat de principiile fundamentale ale științelor administrative, patrimoniologiei, istoriei, culturologiei, sociologiei, principiul obiectivității, istorismului, umanismului. Au fost utilizate metode specifice cercetării științei administrative și patrimoniologiei, prin identificarea și selectarea valorilor patrimoniale, documentarea științifică, analiza sistemică și repertorierea lor analitică, prin sondarea publică. O atenție deosebită a fost acordată cercetării în mod special în procesul de identificare a unor criterii a relației patrimoniu-administrație publică, în procesul de studiere a rolului administrației din perspectiva multidimensională și interdisciplinară, aplicându-se metode specifice, analiză și comparație, analiză și sinteză, retrospectivă, comparativ istorică, structural funcțional. În realizarea cercetării s-a ținut cont de existența teoriei administrației publice, teoriei patrimoniului și a diverselor aspecte specializate, dreptul de patrimoniu, teoria valorificării, teoria managementului și ca rezultat
aplicare metodelor de cercetare patrimoniologică, istorică, sociologică, ca știință aplicative specifice. Structura tezei de doctor este determinată de scopul, sarcinii și obiectivul cercetării, de cercul problemelor abordate, de nivelul și gradul de studiere a lor. Problematica expusă în lucrare este una complexă, sublesul una analizate aprofundat, valorificându-se o bogată bibliografie, precum și numeroase acte internaționale pertinente, cu precizarea că lucrarea aduce un plus de cunoaștere prin ideile și opiniile doctorandului sau prin soluțiile propuse pentru rezolvarea unor probleme. Conținutul tezei este conceput și structurat logic, are un stil științific, o coerență a ideilor expuse. Expunerea este concludentă, concluziile formulate la sfârșit fiecărui capitol provin în mod organic din conținutul capitolului, sunt întemeiate, formulate, convingătoare. Aceasta se referă și la concluzii generale și recomandări. Asigurarea bibliografică este una expresivă, solidă, completă, de o mare diversitate structurală, autorul utilizând corect și concret sursele bibliografice. A reușit să facă o constituire omogenă a materialului și a informațiilor, lucru ce merită o atenție aparte. Fermitatea autorului care a utilizat materialul documentat i-a asigurat realizarea unei lucrări de un merit indiscutabil. Alegerea temei, formularea corectă a scopului și a obiectivului denotă perceperea corectă a relației administrației publică patrimoniului și a permis autorului să vină cu concluziile generale și recomandări concludente. Autorul a reușit să aducă argumente suficiente pentru a concluziona că administrații publice revine rolul decisiv în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural. Recomandările sunt structurate în mai multe compartimente, cuprinzând cadrul legislativ, administrativ și structura instituțională. Recomandările propuse sunt argumentate științific și foarte important de menționat, în premieră, Ministerul Culturii se recomandă elaborarea unui nomenclator privind criteriile și normele de evaluare nominală a patrimoniului cultural național, fără îndoială, o verigă necesară și utilă în relația administrației publică patrimoniului, element existent de mult în țările Uniunii Europene. Protejarea patrimoniului a parcurs etape empirice îndelungate până să ajungă la formele, metodele elaborate și susținute tehnologic și științific de zilele noastre. În general, este un domeniu amplu și complex, iar autorul a reușit să elaboreze lucrare științifică deosebită de punct de vedere teoretic și practic. Conținutul tezei corespunde tocmai cu tema abordată și dezvoltată în lucrare, iar rezumatul tezei de doctor este conform conținutului tezei și rigorilor înaintate. Rezultatele științifice au fost reflectate în numeroase publicații și comunicări în cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale. Examinând teza de doctor elaborată de Vasile Comendant cu tema Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, specialitate 56302, organizarea și dirijarea în instituții administrației publice, servicii publice, venim cu următoarele obiecții și sugestii. Considerăm utilă o expunere mai amplă a relației administrației publice patrimoniul segmentului cu privire la cadrul legislativ. Anexele demonstrativ sub sintexul tezei. De aceea, imaginea unor monumente valorificate ar fi fost binevenită. 3. Sugerăm autorului să publice teza. Merită, este o lucrare de pionierat. Obiecțiile făcute pe marginea tezei de doctor, rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, a domnului Vasile Comendant, nu diminuează cât de puțin valoarea științifică a lucrării, semnificația teoretică și grafică. Teza este o lucrare științifică care corespunde într-o tot cerințelor formulate și rigorilor înaintate în actele ANACEC, atât din punct de vedere al conținutului și al respectării regulilor de formalizare a tezilor de doctor. Investigația întreprinsă este de o actualitate și importanță științifică aparte, autorul propunând primul studiu în știința noastră a unui aspect foarte important al administrației publice, rolul și locul administrației în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural. Lucrarea reprezintă o contribuție științifică substanțială la consolidarea bazei teorice a științei administrative și a patrimoniologiei.
Valoarea aplicativă a lucrării este evidentă, concludentă, prin recomandările și propuneri formulate în urma studiului. Investigația domnului Vasile Comenda s-a încheiat cu rezultate de noutate științifică, fiind primul studiu în domeniu ce vizează relația administrație publică patrimoniu. Autorul a reușit să realize o lucrare profundă și complexă, să formuleze idei și concepte noi, concluzii științifice proprii. Considerăm că teza de doctor, rolul administrației publice, realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, realizată de domnul Vasile Comendant, corespunde tuturor cerințelor înaintate față de o teză de doctor și justifică, argumentează propunerea de a conferi autorului titlul științific de doctor în științe administrative la specialitate 56302, organizare și dirijarea în instituții administrației publice, servicii publice. Mulțumesc! Noi vă mulțumim, doamnă profesor, pentru această analiză profundă a tezei. Stimați membri ai comisiei, eu propun ca doctorantul să intervină după ascultarea la toate trei intervenții ai referenților oficiali. Poftim! Este domnul academician Morare. Dacă ne auziți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Eu, în consens cu colegii mei, de fapt, așa cum am înțeles, vorbi, lucrarea propusă spre susținere de recomandante, prezintă un studiu serios, suficient de matur, argumentat, subiect documentat, prezintă rolul administrației publice, realizarea politicilor de protejare și valorificarea patrimoniului cultural național. Actualitatea temei aleși pentru investigație este indiscutabilă, fiind determinată de dinamismul proceselor social-politice și culturale desfășurate în spațiul postsovietic, generând oportunitatea căutării răspunsurilor la dificile probleme ale devenirii sistemului de gestionare a problemelor sociale actuale. Prin această lucrare, s-a reușit lansarea în spațiul științific, dar și în spațiul public, a problemelor arzătoare care țin de evaluarea stării de lucruri în domeniu, de căutarea soluțiilor în ceea ce privește eficientizarea protejării și promovării patrimoniului cultural național. Probabil este prima lucrare care sensibilizează administrația publică, în special cea locală, orientându-o spre acordarea unei atenții cuvenite chestiunilor respective în activitatea sa cotidiană. Aș sublinia acest lucru considerând că teza denotă nu doar argumentarea științifică a problemei în cauză, dar dezvăluie și curajul, ambiția autorului, atitudinea hotărâtă de care dă dovadă în paleteze față de destinul patrimoniului național. Apreciez acest lucru ca fiind un mere al lucrării examinării. Citez în contextul afirmației doctorandului, patrimoniul cultural face cea mai elocventă legătură dintre trecutul și prezentul unui național și înfățișează trăsăturile caracteristice ale identității culturale prin care se reflectă mărturia, cea mai importantă a genezei și revoluției culturale a unui popor. Pagina 11. Această convingere fiind conturată și promovată în tot textul tezei. Consider că valoarea lucrării și faptul că în mod deschis sunt dezvăluite lacunele care însoțesc procesul de valorificare a patrimoniului nostru și constatările tranșante de sunt adevărul descoperit în privința faptului că, citesc, iarăși, de 1945, politicii naționale de protejare a patrimoniului cultural au un caracter fragmentar, iar acțiunile de implementare a acestora sunt inconsecvente și incomplete. Se duce de aici, în Chișinău, cu îngrijorare, tristă realitate că în Republică nu există sau este insuficient dezvoltată strategia abordării adecvate a problemelor patrimoniului național, că în aceste domenii există o avalanșă de aspecte care necesită o atitudine chipzuită și neîntârziată. Primitul abordării științifice a problemei în cauză, așa cum se arată în paginile tezei, rezultă într-o serie de dificultăți pe care doctorandul a încercat să le depășească. Caracterul heterogen și complex al activității administrației publice, necesitatea considerării multe aspectualități și probleme abordate și complexitatea trăirii multe
tratării multidisciplinare a subiectului, necesitând suplimentar operaționalizarea atentă a conceptelor din sferele culturologiei, sociologiei, economiei, istoriei, geografiei, administrației publice. Remarcăm că tezele apar exploatate în mod oportun, contribuind la alegerea cuvenită a problematicii nelucidate. Este bine că TESA accentuează unele aspecte prioritare din perspectivă care ar merita atenție, de exemplu, procesul de digitizare a patrimoniului cultural, valorificarea potențialului turismului pentru sporirea însemnătății și punerea în valoare a patrimoniului cultural național. De fapt, aceste două aspecte ar putea constitui subiecte ale unor lucrări aparte, sperăm ale unor viitoare lucrări de disertație. Ideea de la care se pare spornește autorul se conține în spusele citate la pagina 53 ale marelui cărturar Nicolae Iorga, care spunea: pentru a menține cât mai este vreme vechile monumente, trebuie să le știm, însă câte sunt, unde sunt și în ce stare adevărat se află, trebuie a le prețui tuturor avalarea de frumusețe și vechime. Avem nevoie de un inventar întreg, adevărat competent, al bogățiilor de artă veche ce cuprind țara, din lucrarea cum s-ar cuveni să se îngrijească monumentele istorice. Considerăm că afirmațiile ilustrilor gânditori sunt binevenite în teză și rămân aici foarte actuale, atât pentru mediul științific, dar și special pentru autoritățile administrațiilor publice care trebuie să ia considerare atunci când adoptă decizii în privința patrimoniului cultural. Neadmițând, așa cum notează doctorandul, nemularea trecutului nostru istoric sau atunci când apare neglijență, indiferență, generând inacțiuni și contribuind intenționat sau de imprudență la ruinarea patrimoniului cultural moștenit de la predecesor. Astfel de fapte ale funcționarilor publici, constată doctorandul, ne putem considera ca acțiuni contrare istoriei și frumuseții care aparține întregii lumi, pagina 74-75. Cât privește structura lucrării, de menționat, ca și în avizul doamnei Costiță, este subordonată dezvăluirii scopului și sarcinilor făcuse, se prezintă încercată într-un mod logic și într-un mare prodigios, asigurând examinarea complexă și pertinentă a problemelor în baza unor observații, deducții și constatări argumentate. Aceasta permite disertatului să imprime studiului întreprins ponderea și importanța științifică cuvenită. Valoarea științifică a lucrării se provenează din conținutul compartimentelor, fiecare dintre ele examinând aspecte concrete ale subiectului investigat, de vorbând direct unul din altul și completându-se reciproc. De remarcat, conștiințeșitatea și sârguința disertatului în prezentarea detaliilor, realităților social-politice actuale și decifrarea în și interpretarea proprie a semnificațiilor acestora. Chiar dacă există și altă opinie în evaluarea faptelor și evenimentelor abordate, punctul de vedere al autorului trebuie susținut și apreciat. Cele trei capitole ale tezei cu elucidarea aspectelor relevante ale temei, privind clasificarea patrimoniului cultural, politicii publice în domeniu, rolul autorităților administrației publice în identificarea și diseminarea bunurilor practice de salvgardare și valorificarea patrimoniului cultural național, configurează un test de studiu de test al tezei. S-a încercat a aduce lucrarea în alte științelor administrative, atunci când se discută, de exemplu, despre procesul centralizării și al descentralizării, autonomiei, etc. Pagina 85. În general, problemele descentralizării, autonomiei trebuie examinate atent, delicat, deci politica în domeniul patrimoniului nu poate fi întrebată în domeniul. Iar libertatea activității administrației publice locale în scopul satisfacerii intereselor culturale ale locuitorilor, în pagina 80, depinde mai mult sfatul și este evident că guvernările precedente cu adevărat erau axate preponderente de servicii elementului politic, iar cea actuală încă n-a reușit să conceptualizeze politicile sale în acest domeniu destul de complicat, adică să se manifeste, de a aduce argumente, sau ele pot fi deduse și în această privință. Desigur, s-ar putea și de obiectat faptul că abordarea istoriografică este mai puțin dezvoltată și autorul se ocupă mai mult în subcapitolul 1.1. Nu atinge trecerea revista literaturii existente la temă sau prezintă acest material cap sumar,
ocupându-se mai mult în căutarea definițiilor patrimoniului, trase din toate dicționarele posibile, dar și a impactul administrației publice asupra patrimoniului cultural național, pe când acest lucru se potrivea, în zicerea mea, mai mult pentru clasare în capitolul al doilea a tezii. Acest al doilea capitol al tezii suferă totuși în viziunea noastră unor de descriptivism, unei formulări amintind mai multe pagini de ziar și nu de ale unui studiu științific, apare câteodată comunicarea spre descriptivă curiozităților, spre fapt divers, în regatul butanului a fost dat de exemplu cu acel sondaj despre fericire impus locuitorilor, lucrurile acestea sunt străini spiritul în lucrări. Iar studiul legislației întreprinit de autor se bazează mai mult pe evidenția sancțiunilor, reducând orizontul cercetării. Unele afirmații pot părea abstracte, ca și în cazul reacționării, elaborarea și implementarea a politicilor de dezvoltare a programelor locale și internaționale ilustrează o interconexiune dintre administrații publice locale cu administrația publică centrală și organismele internaționale. Această interacțiune mi se pare că este cam greu ilustrat. Și așa e, generează realitatea, nu neajunsurile doctorantului. Sau, în altă parte, realizarea unor programe culturale ample de către autorități publice naționale în parteneriat cu societatea civilă. La fel nu prea am găsit exemple care ar argumenta această colaborare dintre societatea civilă și administrația publică centrală și locală a noastră. Lucrarea ar fi câștigată și în cazul în care autorul a dezvăluit mai multe exemple de implementare reușită a politicilor existente în domeniu. Abia în capitolul al treilea apar exemple concludente în acest sens. Este de salutat prezența în capitolul acesta al treilea a rezultatelor sondajului sociologic plauzibil și sugestiv, utilizarea respectivă unui bogat material empiric care adaugă semnificații științifice cercetării efectuate. Oricum, din niciodată sarcina pe care și-a fost autor nu a fost una de fecele ușoare, amploarea problemei depășește vizibil limitele unei teze de doctorat, dar apace în lucrările acestea că încercarea a fost trecută cu bine de autor, el reușit să identifice și să integreze într-o viziune cuprinzătoare situațiile actuale importante, rezultatele cercetării sunt expuse într-o serie de publicații ale autorului și vreau să menționez că, de fapt, este un număr impunător de publicații și acest favoarea poziției noastre de susținere a acestei cercetări. Considerăm că acțentele în lucrare au fost puse corect, analiza cuprinzând să evidenție particularitățile implementării politicilor publice în domeniul, tocmai acele pagini din teză unde se produce sinteza, generalizarea experienței acumulate ilustrează adecvatețea și plauzibilitatea pătrunderii acestui fenomen. Este evident că studiul nu putea și nici nu și-a propus să răspundă absolut exhaustiv la întregul spectru de probleme legate de fenomenul în cauză, lucru care poate fi realizat dar prin efortul comportat al mai multor cercetători. Este important însă că autorul a știut să-și delimiteze area de investigație, să evidențieze concluzii aspecte principale, să formuleze clar obiectivii propuși, să aleagă nivelurile metodologice necesare. Constatăm că scopurile propuse au fost atinse, iar teza corespunde exigențelor înaintate față de lucrări de acest gen. Susținem așadar efortul depus de doctorat și considerăm că avem timp pentru a aprecia acest efort prin conferirea lui educației comentat în bază tezei prezentate a titlului științii de doctor în științe. Și noi vă mulțumim, domnule profesor, pentru analiza făcută, pentru sugestiile formulate. Vă mulțumim. Da, și opiniile celui de-al treilea referent oficial, domn profesor universitar Constantin Solomon. Poftim. Stimate domn președinte, stimați membri ai comisiei, eu din start vreau să spun că
am citit de multe, multe ori a doua persoană după conducătorul științific, am conlucrat și eu cu domnul comendant. Eu am făcut un aviz, așa cum cere regulamentul, l-am prezentat, tot ștampil, îl arăt 5 pagini, așa. Dar dacă îmi permiteți 3 sau 4 minute să mă expun și eu referitor la problema aceasta. Tema s-a menționat azi, este foarte actuală, foarte actuală și în planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană 2005-2008 este stipulat și mai ales în acordul de asociere că Republica Moldova va coopera cu Uniunea Europeană pentru a dezvolta o administrație publică eficientă și responsabilă în folosul cetățenilor. Și mai departe, Republica Moldova vor depune și Uniunea Europeană vor depune eforturi pentru a proteja patrimoniul cultural. Acolo nu se arată că e național, dar e clar că dacă e a nostru, e patrimoniul cultural național. În lucrare, citește lucrarea ușor, e redactată lucrarea. Doctorandul are opinii proprii și așa mai departe. Eu să nu vă rețin mult, vreau numai să spun că dacă se vorbește despre materialele tezei pot fi folosite în instituțiile superioare de învățământ pentru elaborarea literaturii în domeniu, pentru politicieni, pentru Ministerul Culturii, Agenția de Instaurare a Documentelor, chiar pentru Comisia Națională UNESCO. Iată, eu sunt originar de la Orhiei Vechi. În anul 2016 s-a început. Gheorghe Posic, un coleg de-al meu, a încercat și s-au făcut documentele aproape toate pentru a înainta ca complexul muzeistic Orheiul Vechi să fie ocrotit de UNESCO. Și s-au dat documentele tot acum. Lista Patrimoniului Mondial. Patrimoniul Mondial, da. S-au făcut. Dar s-a făcut numai cât ceva. Iată, baia tătărească, care dumneavoastră toți ați fost, baia tătărească de la când intrare în sat acolo pe malul Răutului, citadela când într-o leacă s-a reparat și n-a corespuns tuturor standardelor care trebuie să fie, părere de rău, dar am înțeles că continuă lucru, acolo mai mult pensiuni acum, dar când vin turiștii trebuie să vadă ceva cum a fost vechi, nu numai asta. Acum referitor la parteneriatul public-privat. Iată la muzeul etnografic, la Ivancea, Balioz, un muzeu când veneau străini de mult, îi ducem încolo, un parteneriat public-privat, au distrus, au început și n-au mai terminat. Și parteneriat public-privat are scopurile lui, unii bani mai puțini, chiar dacă e cultură, nu lucrează așa cum ar trebui să facă lucru necesar. Și crește iarba acolo și alte lucruri. Ce eu vreau să mai spun încă, că rezultatele cercetării au fost reflectate în foarte, foarte multe lucrări. Asta e raritate când sunt peste hotarele în țări și la noi. Și eu ce vreau să spun, că îl cunosc pe dumnealui comendant Vasile, el mi-a fost mie masterandul meu. Ca un specialist, un băiat care e cântărit, muncitor în prim, foarte, foarte muncitor, insistent, documentat, pedant în știință, multe, multe calități bune și eu cred pe viitor dânsul are mare perspectivă să se ocupe mai departe cu știința și iată aici a fost o sugestie, că sugerați-mi să fie publicată teza. Noi, eu propun, nu sugerați, Comisia Științifică trebuie, iată, eu propun să fie recomandată lucrarea pentru a fi publicată și pentru asta se votează, este proces verbal, ca ea să fie publicată. Că teza este de uz intern ca atare, citesc mă autoreferatul oameni. Dar când teza, poate mai mult că e valoroasă pentru ele, pentru cei și așa mai departe, trebuie să fie publicate. Noi, conducătorii, trebuie să avem, cu asta eu închei, să avem noroc de doctorant și mare, mare noroc. În zilele noastre sunt rarități. Iată, trebuie să... Îmi pare rău că n-au venit mai mulți doctoranți. Dumneavoastră a spus că trebuie să știi când să-l telefonez pe doctorat. Eu dacă îi spune ceva, niște epizoade așa, dumneavoastră a spus că eu vorbesc pe alături cu drumul, de lucrat nu vor. Asta e o întrebare. Eu susțin întru totul, pe deplin, recomandarea că domnul comendant Vasile corespunde pe deplin, era pe deplin și definitiv, știți cu tot, pe deplin corespunde de a se înainta de a se acorda titlul științific de doctor în științe administrative, și lucrarea corespunde absolut tuturor rigorilor înainteate de ANAC. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul profesor.
Da, acolo unde crește iarbă, cred că ecologiștii se bucură. Da, căprile paste. Nu, poate e care o problemă aparte și nu va fi nici azi, nici mâine în lista mondială. Da, bine, îi oferim cuvântul domnului comendant pentru a răspunde foarte succint la sugestiile, obiectele care au fost expuse în avizele referenților oficiale. Succint. Stimată doamnă profesor abilitat Elena Ploșniță, stimate domnule academician Victor Morar, stimate domnule profesor abilitat Constantin Solomon, eu vreau să vă mulțumesc pentru, în primul rând, pentru efortul depus și timpul alocat la evaluarea tezei. Ce ține de sugestiile și obiectele invocate de dumneavoastră pe marginea textului analizat în teză, vreau să vă asigur că pe viitor vom ține cont de cele prezentate de dumneavoastră, de cele sugerate și vom aplica cele mai bune recomandări, astfel încât să îmbunătățim studiile de viitor care urmează să le întreprind. La subiectul respectiv pentru continuarea investigațiilor în domeniu. Vă mulțumesc! Da, dar pentru... și domnul Morar așteaptă, lui tot a avut câteva sugestii, nu? Da, domnul... Eu vă aștept, mai bine ca cele câteva sugestii vor fi luate în considerare, dacă va socotire doctorandul medic atenție, în rest eu susțin ceea ce am făcut și îi doresc succes pe viitor. Da, vă mulțumim atunci. Bineînțeles că sugestiile făcute de domnul Muralu sunt pertinente și neapărat o să țin cont de acestea pe viitor în realizarea studiilor științifice. Vă mulțumim, viitor. Vă mulțumim, luați loc, dezbaterile continuă. În dezbateri se includ deja membrii comisiei de doctorat care nu sunt referenți oficiali, dar pot și trebuie să se expună. Poftim, cine din doamne? Doamna profesor Popovici Angela, vă rog. Lucrarea respectivă, într-adevăr, reprezintă
una, aș spune eu, neprimonerat în sensul reflectării anume a rolului autorităților administrației publice în acest proces. Pentru că vorbindu-se mult și la general despre importanță, noi uităm să identificăm responsabile pentru aceste procese și atunci lucrurile rămân în derivă. Vreau să apreciez ziua științei călătării. Vreau să felicit doctorandul și conducătorul pentru insistența cu care au mers ca să ducă la bun sfârșit această cercetare și să pună la îndemâna comunității științifice, publică comunității științifice, un instrument prin care să continue demersurile în sensul protejării patrimoniului nostru istoric și, desigur, să alerteze și autoritățile administrației publice să pună niște întrebări foarte serioase în fața lor și chiar li s-au oferit niște sugestii foarte importante pentru a-și putea onora acele obligații, sarcini pe care le au față de protejarea patrimoniului nostru cultural. Susținându-l totul la antevorbitorii care au apreciat lucrarea unui comentar și consider că se răspunde tuturor legorilor înaintate față de miezele de locul nostru. Da, vă mulțumesc, domnul profesor. Poftim, doamnă profesor Spătaru. Îmi exprim recunoștința față de comunitatea Academiei Franci, a Academiei Neamnistică, pentru noua încredere acordată de a face parte din componența Comisiei de Doctorat. Preza discutată astăzi rolul administrației publice în realizarea politicilor de protecție și valorificare a patrimoniului cultural național, realizată de comentariul Vasilie, s-a acoperit un experiment mai puțin studiat, rolul administrației publice în gestionarea politicii culturale, însă un segment de cercetare deosebit de necesar. O săptămână în urmă a susținut teza de doctorat în sociologie și cum recesii de necesar, probabil apariția acestor provocări să ne ridic faptul că a venit timpul anumite lucruri să fie schimbate și eu, călătorind pe Republică și fiind sociolog, gestionare de diferite localități. Mers într-o localitate, discutam cu primarul, mergeam prin sat, încercam să analizăm și este un sat care are un cimitir foarte mic. Și eu, având experiența de predare în Turcia, mi-am amintit de cimitirul din Turcia și zic că am făcut o paralelă și domnul primar a zis că, uite, e o generație care trebuie educată, cimitirile noastre să arăte tot atât de bine și cum e bine. Probabil aici, prin asta se explică faptul că au apărut anumite lucrări, teze de doctorat, care încearcă să estimeze o situație și să vină cu anumite aprecieri. Deci, teza de doctor în științe administrative reprezintă o lucrare științifică originală, de actualitate, deoarece abordează o problemă a traiectoriei politicilor culturale pe care le dezvoltă și, de asemenea, importanța cercetării este determinată de necesitatea de a estima rolul, importanța administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului. De asemenea, în contextul reformelor, cât și de asemenea a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Teza prezentată spre analize este structurată în conformitate cu cerințele regulamentare ale individuale. De asemenea, teza conține trei capitole precedate de abordare în domeniul înțelegerii asistă de plături, în introducere, urmate de concluzii, de asemenea lista bibliografică este structurată și conține sinteza 133 de titluri, probleme cărți științifice relevante în domeniu. Introducerea conține toate
este expus proporțional anexele reflectă conținutul teoretic obiectivului sau cercetei și, de asemenea, regulile de termorelatare sunt respectate în limbajul terminologiei, rastrilor și încearcă să corespundă domeniului cercetate. Conținutul lucrării a fost examinat în cadrul Comisiei de Anumare. Eu mi-am expus viziunea, sugestii de lucrare care au fost respectate și doctorandul a ținut cont de opinii expuse. Deci, în fond, scopul și obiectivele se reflectă în conținutul lucrării, concluziile și recomandările este în analiza individuală, de asemenea, metodologia aplicată reflectă acumularea cercetărilor pe parcursul anilor de doctorat și, de asemenea, publicațiile sunt realizate proporțional de parcursul anilor de studii realizate de către doctorat din anul 2016 până în 2010. Sigur că orice lucrare întotdeauna este loc pentru a fi îmbunătățită și probabil sugestiile mele care ar fi pentru viitor. Sigur că sunt unele momente care urmează să mai reveniți asupra redactării, de asemenea, compartimentul metodologic după mine ar necesita o masificare mai clară a metodelor și a le clasifica potrivit din importanță și lucrării acestora. De asemenea, a pune accentul care este abordare calitativă, calitativă, abordare mixtă, care sunt instrumentele, procedeile, tehnici de aplicare în procesul cercetării. Și, de asemenea, cuvântul metodologic și cele vârstă în anexa 1, deci, probabil, era necesar de a veni cu mai multe. Sigur că este o lucrare care vine în contextul efortului de a elabora o nouă strategie de dezvoltare a culturii și probabil la încercare și va avea aportul său considerat prin recomandările și sugestiile pe care autorii încearcă să îi exprimă. De asemenea, pentru mine ar fi importanță de mine care ar fi accentele pe care, inovativele pe care ne putem implementa să ne punem în cultură, să aibă un impact mai mare cu asupra îngrijorării. Și, sigur, în ce măsură, unde este locul nostru în contextul aderării, în operațiile politicile neolocune, care sunt exemple inovative cele mai interesante și, de asemenea, probabil aceste mecanisme vor avea impactul său asupra dezvoltării și am văzut un accent pe și noi vă mulțumim, domn profesor, pentru sugestiile expuse, pentru analiza făcută. Mai dorește cineva să iei cuvântul? Atunci îmi permiteți mie să expun și eu câteva sugestii referitor la teza și rezumatul prezentat. Eu am făcut cunoștință detaliat cu teza de doctorat, cu rezumatul la teză. Am ascultat foarte atent prezentarea dumneavoastră astăzi aici, în cadrul ședinței noastre de doctorat, răspunsurile la întrebările adresate, care vreau să recunosc că mi-au întregit opinia mea despre teză și despre personalitatea dumneavoastră ca cercetător. Reușita tezei, eu cred că derivă anume din capacitățile autorului și aceasta a fost subliniat de mai mulți vorbitori, de a concepe complexitatea temei de cercetare, de a fi în căutare
și a răspunde foarte concret la provocările care le înaintează cercetare științifică și așa mai departe. Vreau să spun că reușita tezei mai constă și în buna pregătire teoretică a domnului comandant. Eu m-am convins despre aceasta și în cadrul orelor de instruire avansată în școala doctorală, dar și făcând cunoștință cu CV-ul dumnealui, am găsit încă un izvor, să spunem așa, acestei bune pregătiri a dumnealui. Urmare a unui traseu solid de studii. Studii superioare în drept, studii superioare în culturologie. Domnul profesor spunea că parcă întâmplător, vedeți, tăman, aici au jucat rolul stelele. Și ai în culturologie. Studii superioare în managementul organizației. Trei studii superioare, urmate de studiile de master la programul administrației publică și studii avansate de doctorat la profilul științe administrative. Eu cred că rezultatul căpătat de domnul comendant în scrierea acestei teze nu trebuie căutat în altă parte, dar în personalitatea dumnealui, ceea ce se cere a fi apreciat. Susțin opiniile expuse practic de toți vorbitorii referitor la valoarea tezei, referitor la structura ei, care pornește de la analiza cu adevărat a fundamentelor istoriografice în problematica dată și continuă, desigur, cu unele aspecte și valențe practice, aplicative, prin elucidarea unor modalități concrete de utilizare a domeniului patrimoniul cultural național. Eu am citit atent ipoteza formulată și mă gândeam și am citit teza ulterior din perspectiva găsirii acestei ipoteze în substratul textului. Și vreau să recunosc că am găsit ipoteza formulată în substratul tezei. Adică ceea ce a fost înaintat ca ipoteză, pe parcursul studiilor se revine și se argumentează, ceea ce demonstrează o capacitate de a găsi această continuitate a subiectului cercetat. Din aceasta eu și apreciez semnificația teoretică a cercetării, la asta aș adăuga formularea în teza unor definiții proprii, așa, o citeză este îmbunătățită dacă autorul nu numai citează definițiile altora, dar vine cu o definiție proprie. Fie ea chiar, eu știu cât de simplă, dar este o viziune proprie asupra unor procese, unor momente care sunt elucidate în teză. Se efectuează anumite clasificări, să fac unele deduceri relevante în baza studiului sociologic efectuat, ceea ce tot este, eu consider, o reușită a tezei. Studiul are și incontestabil și o valoare aplicativă importantă. Astăzi, în cadrul ședinței noastre, a ieșit în evidență rolul autorităților administrației publice. Desigur, trebuie să recunoaștem că deocamdată acest rol nu este cel mai mare. Eu cred că autoritățile publice trebuie și centrale, și locale, trebuie mai mult să se preocupe de această activitate, întrucât patrimoniul cultural, național, este o valoare care se perpetuă pentru generații și eu cred că autoritățile publice, în virtutea tuturor greutăților prin care trece societatea noastră, trebuie mai decât să țină seama de aceasta. Încă vreo două momente aș fi vrut să accentuez ca să nu rețin prea mult atenția, întrucât s-a vorbit foarte mult astăzi și bine. Deci teza are o ținută lingvistică bună. Știți,
și o formatare îngrijită. Iată, eu am aici, cine vrea să convingă în aceasta, vă rog să răsfăiți această teză. Și când deschizi o teză și vezi această formatare reușită și o ținută lingvistică adecvată, deja vorbește despre autor. Și atunci când deschizi o teză și vezi că de la prima pagină deja te întâlnești cu o stare lingvistică nu cea mai adecvată unei cercetări, deja se vorbește despre mult. Vreau să accentuez faptul că doctorantul a ținut seama de obiecțiile, sugestiile expuse la ședința noastră preliminară, dacă țineți minte, atunci a fost expuse obiecții asupra rezumatului și într-un timp foarte scurt, în 2 sau 3 zile cât i-a rămas doctorantul, dumnealui a îmbunătățit cu mult rezumatul, a exclus acele chiar inexactități care erau acolo și așa mai departe, și rezumatul în varianta care astăzi este, care a fost expediat de fapt tuturor instituțiilor respective, a ajuns într-o calitate bună. Sugestii să nu vă despărțiți de știință. Dumneavoastră aveți capacități și noi astăzi, prin decizia, sper eu, pe care o vom adopta, vă primim în familia noastră de cercetători, și până acum ați fost în familia noastră, dar deja cu actele în regulă, sperăm, să continuați cercetarea, pentru că aveți aceste capacități, aveți interes, și parcă la prima parte, la prima vedere, parcă așa o timiditate anumită se resimte în dumneavoastră, așa, dar această timiditate este aparentă. Eu, pentru mine, am făcut concluzia. Profunzimea gândurilor pe care dumneavoastră le promovați merită continuarea cercetării. Și ca concluzie, desigur, cum mă aliniez la ideile expuse deja, că teza corespunde rigorilor, în primul rând, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Cercetare și în Educație și Cercetare, regulamentului Academiei de Administrare Publică, ghidului Academiei de Administrare Publică la compartimentul acesta și desigur că domnul Vasile Comendant merită titlul de doctor în științe administrative la specialitatea solicitată 563.02 cu calificativul pe care urmează noi în ședința de deliberare să-l evaluăm. Iată cele dorite de mine să le expun așa în calitate de membru al Comisiei de Doctorat. Acum, dacă aveți cu referire la cele 3 expuneri a membrilor Comisiei, poftim, vă expuneți asupra sugestiilor și asupra obiecțiilor care au fost făcute. Stimați membrii Comisiei de Doctorat, stimate domnule președinte, am ascultat multă atenție sugestiile care mi-au fost și observațiile care au fost adresate pe marginea realizării tezei de doctor în științe administrative și vreau să vă mulțumesc mult pentru acestea. Sunt niște sugestii binevenite, niște recomandări care neapărat merită atenție și trebuie urmate pe viitor în continuarea activității în domeniul cercetării. Vreau să vă menționez că anume aceste sugestii mi-au definitivat și mie anumite gânduri care la elaborarea unor studii ulterioare de care voi ține cont neapărat. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim. Luați loc, vă rog. Dacă, dar probabil deja nu mai este, pentru că s-a avut loc cuvântul de încheiere, Comisia de Doctorat trebuie să intre acum în deliberări asupra proiectului hotărârii
Și întrucât, de regulă, comisia de doctorat pleacă ea într-o încăpere, așa, dar în cazul de față nu putem pleca din simplu motiv, din situația tehnică, trebuie să fim în legătură și cu domnul academician. Iată de ce o să vă rugăm să vă odihniți puțin, așa, și vă vom informa când vom fi gata să vă invităm pentru a asculta decizia comisiei. Stimată asistență, iată că am ajuns și la finele ședinței noastre de astăzi. Comisia de doctorat pentru examinarea tezei rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare și valorificarea patrimoniului cultural național, autor comendant Vasile, a deliberat asupra problemei calificativului tezei și titlului științific și vă informăm că în unanimitate, așa e, din cei 7 membri ai comisiei de doctorat au votat pentru calificativul foarte bine. Și titlul științific să fie acordat de doctor în științe administrative, specialitatea 563-02. Această decizie este parte componentă a hotărârii de astăzi pe care noi o emitem. Eu cred că nu o să aduc la cunoștință întregul text, pentru că în partea constatativă este expusă atmosfera și calitățile pe care au fost date, aprecierile, evaluările care au fost date tezei, referitor la noutatea științifică, originalitatea cercetării, problema științifică soluționată, și ulterior urmează partea constatativă. Eu azi vă aduc la cunoștință această partea hotărătoare. Vă aduc la cunoștință această parte hotărătoare care constă din câteva puncte. Primul, a atribuit tezei de doctorat calificativul despre care eu v-am vorbit, acolo este precizat, semnificat prin semnăturile respective. Deci, calificativul foarte bine, și a acordat domnul comendant Vasile titlul științific de doctor în științe administrative la specialitatea nominalizată. 2. A înaintat Senatului Academiei, pentru că noi înaintăm Senatul Academiei prezenta hotărârii, așa e, Senatul va urma în temeiul hotărârii noastre să solicite ANACEC-ului să decidă asupra validării hotărârii noastre de astăzi. Și 3. Se recomandă autorului ca materialul tezei, nu teza propriu-zisă, dar materialele tezei, și luând o formă monografică, să-i spunem așa, să fie publicate ca material de util pentru cercetători, mai ales pentru tineretul studios, dar și pentru practicieni. Și iată, pentru această hotărâre, încă o dată repet, au votat 7 membri ai comisiei de doctorat, dintre ei 4 membri cu titlul științific de doctor habilitat, 3 cu titlul de doctor în științe. Deci 7 pro, contra 0. Reieșind din aceasta, vrem să vă aducem felicitări și să vă dorim un traseu pe viitor. Nu vă opriți la aceasta. Foarte mulți fac greșeală. Unii, ultima lucrare scrisă de ei este teza. Teza trebuie să fie prima lucrare scrisă, pentru că celelalte care le-ați publicat până acum, ele sunt un fel de preambul la teză, iar deja efectivul din dumneavoastră referitor la cercetare trebuie să-l demonstrați după susținerea tezei. Felicitări și succese pe viitor. Dumneavoastră, vă mulțumim, declar ședința Comisiei de Doctorat de astăzi închisă. Dacă îmi permiteți doar o clipă,
Stimați membrii ai Comisiei de Doctorat, vreau să aduc sincere mulțumiri domnului profesor domnul profesor habilitat, doctor în științe, domnului... Dar emoții nu trebuie să ai. Domnului Victor Moraru, domnului profesor habilitat, Constantin Solomon, doamnei profesor, conferențiar universitar, profesor habilitat, Elena Ploșniță, dumneavoastră, domnule președinte al comisiei, domnule conferențiar universitar, doctor Aurel Sâmboteanu, doamnei Tatiana Spătaru, doctor habilitat, conferențiar universitar, doamnei Angela Popovici, doctor în științe, conferențiar universitar, pentru efortul și timpul acordat, pentru aprecierile și sugestiile oferite. Alese mulțumiri exprim domnului conducător științific Ion Duluschi, doctor conferențiar universitar, pentru suportul, ghidarea și insistențele avute pe tot parcursul conlucrării în comun, pentru profesionalismul manifestat, dar și pentru înțelegerea pe care a avut-o în raport cu mine în anumite situații. Mulțumesc întregului corp managerial și profesoral al Academiei de Administrare Publică pentru studiile calitative obținute în această prestigioasă instituție a Alma Mater. Mulțumesc pentru susținerea echipei din cadrul școlii doctorale, domnului conferențiarul universitar Vitali Cazacu, actual director al școlii doctorale, doamnei doctor conferențiar Silvia Dulschi, fostul director al școlii doctorale și a membrilor comisiei de îndrumare, care preț de mai mulți ani, m-au îndemnat să muncesc cu insistență pentru a ajunge astăzi, nu doar să văd, dar și să cuceresc acea luminiță de la capul tunelului. Nu în ultimul rând, un mare mulțumesc că îl adresez familiei mele pentru răbdarea, încurajarea și susținerea pe care mi-a demonstrat-o pe parcursul ultimilor ani, pentru, precum și pentru indulgența manifestată în momentele când nu am putut să-i acord timpul necesar ca fiu, soț sau tată. Un sincer mulțumesc colegilor prezenți în această zi alături de mine pentru susținere și solidaritate. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult sănătate și succes în realizarea aspirațiilor de viitor, iar cu ocazia sărbătorilor de iarnă, care în curând urmează să bată la ușile noastre, vă urez un Crăciun fericit și la mulți ani însoțiți de sănătate, puteri, prosperitate și multe bucurii în anul care vine. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Și acum mai puțin oficial, dacă îmi pare că eu nu greșesc, dar dacă voi greșe, îmi veți spune. Domnul Vasile Comendant continuă tradiția familiei. Tatăl dumnealui este absolventul Academiei de Administrare Publică din anul 1994, în prima promoție a Academiei. Așa că și aici se întrevede o continuitate, o legătură și o continuitate. Vă mulțumesc.